Bună ziua tuturor! Eu cred că noi putem începe până când se adună participanții. Azi noi continuăm cu subiectul prețurile de transfer. Ca urmare, webinarul precedent, în cadrul căruia echipa PwC a prezentat partea teoretică ce ține de recente modificări în legislație, astăzi vom aborda aspecte practice ce țin de formarea prețurilor de transfer, documentarea acestora, precum și să atingem întrebările pe care ne-ați adresat înainte de webinar în chestionarul. Webinarul de azi va fi condus de Anastasia Derevyankina și Anna Gâsca, colegele noastre de la PwC, pe care deja le cunoașteți. Eu vă rog să adresați întrebările dumneavoastră în chat pe parcursul prezentării sau deja la sfârșitul, în sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă doresc succese și Anastasia, Ana, vă invit pe scena noastră virtuală. Mulțumim mult, Nadejda! Bună dimineața tuturor! A trecut o lună deja, după primul seminar pe care am avut, în care am discutat partea mai mult teoretică ce prevede legislația și astăzi urmează, cum a zis și Nadejda, să vorbim despre partea mai mult practică și sperăm cumva să vă ajute în luarea deciziilor și abordarea subiectelor de prețuri de transfer pe parcursul acestui an și anului viitor. Dar înainte să parcurgem și să facem un deep dive în ce înseamnă partea practică, ziceam să un pic să recapitulăm ce am discutat și data trecută, ca să ne asigurăm că vorbim despre aceleași noțiuni și ținem minte ce presupune conceptul prețurilor de transfer. Deci, în prima fază, noi am vorbit despre legislația aplicabilă. Legislația, când vorbim de prețuri de transfer, putem să o separăm cumva între legislația națională și cea internațională. Când vorbim de legislația națională, ne uităm pe două documente mari. Mă rog, nu există până acum, nu există altceva. Există prevederile din codul fiscal și anume titlul 5 și capitolul 11.2. Deci aceste prevederi din codul fiscal cumva au pus bază la tot ce înseamnă conceptul de prețuri de transfer și cum urmează să fie abordat. Începând cu subiecți, obiecți, modul de verificare, și consecințele dacă cumva nu se conformează o companie cu legislația prețurilor de transfer. În executarea prevederilor codului fiscal a venit Ordinul Ministerului de Finanțe din ianuarie 2024, care a detaliat cum urmează să fie implementat conceptul. Și ce găsim în ordin, în mod special, sunt, cred că, două, trei blocuri mari. În prima fază o să regăsim acolo partea de documentație, deci ce înseamnă dosarul și ce trebuie să cuprindă dosarul pe puncte. Cumva este foarte bine explicat ce informații urmează să includă dosarul și ne-au spus ce trebuie să includă informația și care este formularul acelei informații. Informație, ca să ne reamintim, este un fel de un raport fiscal care urmează să fie depus de companii care sunt eligibili. Și a treia parte importantă este acea verificare de către inspecție fiscală. Verificarea acelor prețuri de piață și modul în care se va desfășura de către Serviciul Fiscal de Stat. Deci aceasta este legislația națională cu care operăm. Este importantă pentru noi și legislația internațională. De ce? Pentru că codul fiscal specifică expres că pentru interpretarea legislației, aplicării metodelor care sunt mai complicate, se vor folosi așa numite liniile directoare OCDE. Sau dacă o să căutați în limba engleză, sunt disponibile public pe site-ul OCDE. Cred că în data trecută am dat și link-ul cu prezentarea. Se numește Transfer Pricing Guidelines for Multinational Companies. Acest ghid este destul de stufos, dar este ușor de căutat prin el în funcție ce întrebări avem, fie cu privire la metode, fie cu privire la anumite tranzacții. Ce mai este important la legislația internațională sunt convențiile de evitare a dublei impuneri. De ce sunt importante acestea? Pentru că e acel instrument care ne ajută în cazul în care tranzacțiile noastre cu părți afiliate sunt cu entități din afara Republicii Moldova și dacă avem o astfel de convenție încheiată între statul nostru și statul părții afiliate, fiecare convenție conține un articol separat, de regulă este numărul 9, s-ar putea să difere numerotarea, care specifică același lucru cum specifică și legislația noastră națională, că prețurile între părți afiliate urmează să fie la preț de piață.
Cu ce ne ajută partea că convenția conține o astfel de clauză? Pentru că convenția are scop de a evita dubla impunere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă într-o anumită situație sau în anumit caz o să vină serviciul fiscal de stat la voi și o să zică că trebuie să fie făcută ajustarea de prețuri de transfer, având în vedere că nu trebuie să existe o dublă impozitare, să impozităm același profit în două părți, că așa ar reuși dacă ajustează doar la noi și nu la partea afiliată, convenția ne permite să facem cumva acea ajustare în oglindă, numai că nu se face automat, urmează să fie o negociere între state. Și un alt punct important ce prevede convenția și la ce am menționat și data trecută să fiți atenți, sunt alte articole din convenție care spun despre dobândă și despre venituri, s-ar putea să fie și din câștiguri de capital și s-ar putea să fie și din redevențe. Anumite convenții, și aici trebuie să fiți foarte atenți când aplicați acel impozit cu reținere la sursă, dacă este cazul, să vă asigurați că convenția cel puțin nu are acea clauză că rata preferențială a reținerii la sursă se aplică doar pentru acea parte a dobânzii sau redevenții care este la preț de piață. Și tot ce este peste s-ar putea să aibă un alt tratament și altă rată, poate nu neapărat preferențială. Și dacă am vorbit despre legislație, o să trecem un pic și prin, să punctăm doar noțiuni de bază cu care o să operăm și astăzi. Deci, noțiuni care au fost nou introduse de legislație au fost prețul de transfer. Deci, este acel preț practicat între părți afiliate. Nu înseamnă că e rău dacă spunem că e preț de transfer. Doar înseamnă că este un preț stabilit între părți afiliate. Avem o noțiune nouă de părți afiliate și vom vorbi astăzi un pic mai în detaliu despre ce înseamnă părți afiliate, pentru că am văzut că au fost și mai multe întrebări cum determinăm și cum le definim. Conceptul introdus de legislație este principiul lungimii brațului. Sau, dacă o să consultați literatură din România, cel puțin, se numește principiul prețului de piață. Noțiunea de principiul lungimii brațului vine cumva din traducerea din limba engleză Arm's Length Principle. Dar, în principal, când zicem principiul lungimii brațului, vorbim despre prețul de piață. Și, la fel, legislația a introdus metode de verificare a prețurilor de transfer. Acele metode nu au fost inventate de cineva local, au fost preluate din legislație internațională și anume acele liniile directoare OCDE sau ghidul OCDE. La fel, ce a introdus, și cred că asta este partea mai dureroasă, cu ce vine legislația, cu niște obligații și consecințe. Obligații de raportare pentru entitățile în funcție de mărimea tranzacțiilor ar fi dosarul de prețuri de transfer și informația privind prețuri de transfer. Nedepunere, depunere incompletă sau întârziere în depunere s-ar putea să fie dureroasă din perspectiva amenzii. Și aici o să rog pe Ana să ne spună un pic, să recapitulăm care ar fi calendarul raportărilor din perspectiva prețurilor de transfer. Deci, până a trece la acel calendar al raportărilor, este important ca să ne reamintim cine ar fi acei subiecți ai prețurilor de transfer. Conform legislației și codului fiscal, deci subiecții prețurilor de transfer sunt persoanele juridice care sunt înregistrate în Republica Moldova, precum și persoanele juridice străine care dețin o sucursală sau o reprezentanță permanentă în Republica Moldova și derulează tranzacții cu persoanele afiliate. Deci, prin urmare, aici cheia ar fi că dacă compania derulează tranzacții cu persoanele afiliate, respectiv devine subiecți ai prețurilor de transfer, însă în funcție de mărimea tranzacțiilor pe care le derulează. Dacă să ne referim la acele raportări, deci aici vom categoriza două categorii de companii. Prima categorie de companii este acele care derulează tranzacții cu persoanele afiliate într-o valoare egală sau mai mare de 20 de milioane de lei anual, dar care nu depășește 50 de milioane de lei. Acestea vor fi obligate să prezinte acea informație a prețurilor de transfer până la data 25 martie anului fiscal ulterior de raportare. Prin urmare, aici este foarte important să menționăm și să accentuăm încă o dată că prima perioadă de raportare este anul 2024 și nu anul 2023, adică perioada pentru care se aplică prețurile de transfer.
Deci au fost chiar și mai multe discuții cu autoritățile fiscale pe acest subiect, care au confirmat că deci prima perioadă de raportare nu este anul 2023, dar 2024 și respectiv toate cele rapoarte, informații privind prețurile de transfer și acel dosar se va prezenta în anul 2025. Prin urmare, pentru categoria companiilor cu o valoare anuală a tranzacțiilor de peste 20 de milioane de lei până la 50 de milioane de lei, deci pentru anul 2024 va prezenta informația prețurilor de transfer până pe 25 martie anul 2025, iar dosarul prețurilor de transfer doar la solicitare Serviciului Fiscal de Stat în decurs de 60 de zile calendaristice din momentul solicitării. A doua categorie de companii sunt acele care derulează tranzacții cu persoanele afiliate, a cărei valoare totală anuală a tranzacțiilor este de peste 50 de milioane de lei. Acestea vor fi obligate să prezinte informația prețurilor de transfer până la 25 martie anul 2025, iar dosarul prețurilor de transfer în termen de 6 luni după finele perioadei de raportare, cu alte cuvinte, până la data de 30 iunie anul 2025. Cum determinăm acea valoare anuală a tranzacțiilor? Aici include valoarea totală a intrărilor fără TVA, care de fapt constituie valoarea procurărilor de mărfuri și servicii, și valoarea totală a ieșirilor, care de fapt reprezintă acele livrări de mărfuri și sau servicii fără TVA. În continuare vom trece la partea practică, care ne va ajuta să înțelegem mai bine cum funcționează tot ce înseamnă legislația prețului de transfer. În ultimul rând, ne vom opri un pic la tipurile relației de afiliere, pentru că de ce este important să cunoaștem foarte bine această noțiune? În primul rând, pentru a determina dacă suntem subiecții prețurilor de transfer. Da? Deci, dacă derulăm tranzacții cu anumite persoane care avem o afiliere, fie directă, fie indirectă, respectiv, automat, suntem incluși în categoria subiecților prețurilor de transfer. Și din al doilea motiv, este că la completarea informațiilor prețurilor de transfer există o secțiune separată dedicată detalierii relațiilor de afiliere. Și aici trebuie să cunoaștem foarte bine acele companii cu care avem tranzacții, ce fel de afiliere, fie este directă sau indirectă, și inclusiv cu toate companiile cu care se derulează tranzacții. Deci o să mergem mai departe pe câteva exemple pentru a înțelege mai bine. În ultimul rând, ce reprezintă acea persoană afiliată? În primul rând, o persoană se consideră a fi afiliată cu altă persoană dacă se categorizează în una din următoarele situații. Prima situație este că o persoană fizică poate fi considerată afiliată cu o altă persoană fizică dacă aceasta se află în relație de soț-soție sau rude de până la gradul 2 inclusiv. Aici este foarte important de știut că rudenia se determină însăși de codul familiei. Deci, gradele de rudenie se clasifică în două categorii. Avem rudenia prin sânge și rudenia prin alianță sau afiliere. Rudenia prin sânge poate fi rudenie prin linie directă sau colaterală, adică relația dintre părinți-copii fiind rude de gradul 1, deja bunici cu nepoții, rude de gradul 2 și așa mai departe. Rudenia prin afinitate sau alianță, aceasta se referă de regulă la și se stabilește prin căsătorie. Și, de exemplu, soțul, soția, prin alianță, devin automat rude de gradul 1. Respectiv, rudenia poate, prin alianță, poate să se extindă și între relațiile dintre un soț și rudele de sânge celuilalt soț. O altă categorie de tip de afiliere se consideră că o persoană poate fi afiliată cu altă persoană juridică dacă acea persoană fizică deține în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minim 25% din participațiuni cu drept de vot, ori dacă această persoană fizică o controlează în mod efectiv acea persoană juridică.
O altă categorie sunt considerate că o persoană juridică este considerată afiliată cu altă persoană juridică dacă aceasta deține în mod direct sau indirect minim 25% din participațiuni cu drept de vot, ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică. La fel, o persoană juridică poate fi afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană terță deține în mod direct sau indirect în prima persoană juridică minim 25% din participațiuni cu drept de vot, iar în cealaltă persoană juridică o controlează în mod efectiv. De asemenea, se consideră că o persoană controlează în mod efectiv o persoană juridică dacă se stabilește faptul că, atât din punct de vedere faptic cât și legal, are capacitatea de decizie asupra activității persoanei juridice vizate. Acest lucru se stabilește prin actele juridice interne, care definește acest rol de control. În continuare, o să facem câteva studii de caz pentru a înțelege mai bine relațiile de afiliere și aici o să vă rog pe fiecare în chat să încercăm să dăm anumite răspunsuri. Deci, prima situație este următoarea. Avem trei entități. Entitatea A, entitatea B, C. Entitatea A deține în entitatea C o cotă de participațiune cu drept de vot de 30%. Entitatea B, 70% în entitatea C. Haideți să vedem care din entități se consideră a fi afiliate în situația respectivă. V-aș ruga să indicați în chat variantele de răspuns, ca să vedem care sunt pentru situația respectivă. Așa, așa. Ana, eventual poți să proiectezi și te ajut eu cu Da, ceva. bine. Deci îmi spui, Anastasia, ce variante avem de răspuns? Da, deci ambele însemnând practic A-ul și B-ul sunt afiliate cu C-ul, așa înțeleg. Mai avem ceva? Nu. Variante? Nu avem, da? Hai să vedem atunci răspunsul, da? Deci A și C sunt afiliate și la fel B și C de asemenea sunt afiliate deoarece ele conțin mai mult de 25% de participațiuni cu drept de vot. Deci varianta este corectă care a fost acordată. A și B nu sunt persoane afiliate. De ce? Pentru că nu dețin careva drepturi de participațiune, deci nu le leagă nicio relație de afiliere între aceste două persoane. Mergem mai departe. Studiu de caz numărul 2. Un pic mai complicat. Avem următoarele entități. Avem entitatea A, deține în entitatea B 50% din capital. Entitatea B, la rândul său, are deci, două entități în capitalul cărora deține în entitatea C 20%, în entitatea D 100%. Și entitatea D, la rândul său, deține 70% în entitatea E. Vă rugăm să ne spuneți care ar fi aici posibile relații de afiliere în situația respectivă. Cine cu cine? Poate ne gândim un pic mai. Au început să curgă, mă gândeam că poate. Deci A cu D și D cu Da. E. A cu D și D cu E. Așa. B cu D și E. Așa. A cu B și B cu D. Și entitatea ABD, toate afiliate. A, B, D, toate filiate. Așa. Mai avem răspunsuri A cu B, B cu D și cu E. Așa. Toate companiile sunt afiliate în afară de C. Așa.
Așa că unele o să fac skip că văd că se repetă un pic. A cu E, A cu C, A cu D, B cu D, A cu E, B cu E. Foarte bine, eu zic că ne-am descurcat și în cazul respectiv. Deci, într-adevăr, A și B sunt persoane afiliate, deoarece participațiunea cu drept de vot e mai mult de 25%, fiind de 50%, B cu D la fel, pentru că e 100%, nici nu putem să discutăm altfel, D cu E sunt de 70%, A și D, într-adevăr, sunt persoane afiliate prin intermediul entității B, da? A și E, da, deci A și E sunt persoane afiliate prin B și D. Foarte corect. Și C, deci nu este persoană afiliată pentru că A, B, D și E, deci ele nu au nicio legătură, iar B, deci deține o participațiune cu drept de vot mai mică de 25%, ceea ce nu corespunde definiției de afiliere. Deci foarte corect a fost răspunsurile, foarte corecte au fost răspunsurile. Bine, mergem mai departe. Avem alt studiu de caz. Aici implicăm și persoane fizice. Maria este asociat unic în entitatea A. Deci este asociat unic în entitatea A. Iar sora sa, Elena, deține 40% din capitalul societății B. Entitatea A nu deține cote de participație în entitatea B și nici B nu deține titluri în entitatea A. Vă rugăm să vedem care sunt posibile situații de afiliere pentru studiul de caz, acest studiu de caz. Deci avem versiunea nu sunt afiliate. Cine? Nu sunt afiliate. Presupun că când vorbim de nu sunt afiliate, nu sunt afiliate A și B. A Așa, și B da. sunt afiliate, nu sunt, deci avem împărțire de opinii. Așa. Ok. Deci cumva acum avem 50 la 50, undeva. Acum. Deci cumva 50% de răspunsuri sunt că nu sunt afiliate, și B 50 că sunt afiliate. Așa. Bine, hai să vedem. Așa, care este răspunsul? În primul rând, Maria cu Elena sunt persoane afiliate, deoarece sunt rude de gradul 2. Deci sunt surori rude de gradul 2. Așa, deși A și B nu există participațiuni reciproce directe, cele două entitățile sunt considerate persoane afiliate, deoarece Maria este asociat unic, deci Maria este asociat unic în entitatea A, da? Iar Elena deține, deci, mai mult de 25% din participațiuni cu drept de vot în entitatea B. Ceea ce înseamnă că, în mod indirect, Maria deține 40% din capitalul entității B, da? Deci prin intermediul surorii sale, iar Elena, prin intermediul surorii sale, Maria deține, deci este consideră afiliată și cumva indirect ar deține 100% în participațiuni cu drept de vot în entitatea A. Deci, Elena cu Maria ar deține, deci Maria în entitatea B ar fi considerată afiliată și Elena cu entitatea A ar fi considerată afiliată. Așa. Și dacă ne întoarcem la exemplul precedent, am mai avut Da. întrebarea în chat dacă B este afiliată cu E. B, dacă este afiliată cu E, da, este afiliată prin intermediul entității D. Ok, bun. Dacă pentru a face un calcul sau calcul care de fapt în ce constă, deci B cu D are 100%, D cu E o 70%, 100 mulțim cu 70 împărțim la 100 și determinăm care ar fi acea cotă indirectă în entitatea E. Și respectiv e clar că e mai mare de 25% decât cea stabilită de legislație. Deci da, este. Așa. Avem un alt studiu de caz. Mai complicat. Avem entitatea A care deține
cote de participațiuni în două entități. Entitatea B, 40%, în entitatea C, 65%. La rândul său, entitatea B și C dețin participațiuni în entitatea D. Entitatea B, 15% și entitatea C, 85%. La rândul său, entitatea D deține participațiuni de 50% în capitalul entității E. Haideți să vedem care sunt posibile relații de afiliere și în acest caz. Deci A cu, imediat, A cu C cu D cu E. A cu D nu sunt afiliate. Cu D nu sunt afiliate, da? Ok, vedem. A cu B cu C cu D și cu E. A cu B și cu C. A cu D. Toate afiliate prin A. A cu B și A cu C cu D și E. A cu E. Toate afiliate. A, C, D și E. La fel sunt multe păreri și diferite, da? Mai sunt careva răspunsuri sau trecem la rezolvare? Nu mai văd altceva în chat, Anet. Ok, bine. Hai să vedem. Analizăm fiecare situație în parte. Deci A cu B și cu C, într-adevăr, sunt persoane afiliate, deoarece A deține în ambele cote de participațiuni cu drept de vot mai mult de 25%. E clară situația. Mai departe, B cu C sunt afiliate prin A. Da? Deci prin compania A, pentru că compania A deține în prima 40% și în a doua 65%. Deci aici sunt persoane afiliate prin A. B cu D nu sunt persoane afiliate, deoarece cota participațiunii cu drept de vot este mai mică de 25% ce conform legislației. Și respectiv, nici B, da, deci respectiv nici B cu E nu au relații de afiliere, pentru că s-a întrerupt aici acea relație unde nu mai există afiliere, da, în D. Respectiv, aici B cu E nu poate să aibă o relație de afiliere. Ulterior, avem entitatea C, sunt afiliate cu, se consideră afiliată cu entitatea D și cu și C cu E. La fel sunt persoane afiliate. Deci, pentru că deci acea cotă, dacă o calculăm, e mai mare de 25%, care de fapt este acea limită pentru companii, pentru a fi considerate ca persoane afiliate. La rândul său, entitatea A cu E, deci A cu E, sunt considerate persoane afiliate prin C și D. C și D. Deci, la fel, calculul se face prin înmulțire a cotelor de participațiune A cu C, adică și cu D, și D cu E. Și este mai mare de 25%. Așa. Următorul studiu de caz, aici am încercat să combinăm relația de afiliere și completarea informației privind prețurilor de transfer. Să vedem cum are loc completarea. Avem următoarea situație. În primul rând, avem un grup de companii. Entitatea A deține entitatea B 10%, entitatea A cu C 90%. La rândul său, entitatea D este deținută de entitatea C și B, iar entitatea D deține cotă în mărime de 50% în entitatea D. Și avem următoarele tranzacții care s-au desfășurat pe parcursul anului la nivelul entității A. Deci, entitatea A a desfășurat următoarele tipuri de tranzacție cu entitățile B, C și D. Deci, aici
Aici s-au desfășurat tranzacțiile în acest perimetru de companii. În primul rând, entitatea A a achiziționat bunuri de la entitatea B de 5 milioane de lei. Totodată, entitatea A a prestat servicii de IT către entitatea C de 15 milioane de lei. Totodată, entitatea A a acordat împrumut la o dobândă de 10% anual către entitatea D, și anume, componenta de împrumut fiind în mărime de 40 de milioane de lei, iar dobânda pentru anul 2024 a fost de 0,4 milioane de lei, practic 400 de mii de lei. Haideți să vedem mai departe ce obligații de raportare are compania A pentru anul 2024. În primul rând, dacă ne uităm la filiere, vedem că entitatea A, în primul rând, este afiliată cu entitatea C și cu entitatea D. Deci, în acest perimetru, noi avem afiliere, pentru că cu entitatea B, având o cotă de participațiune de 10%, deci nu se consideră afiliată. Deci, practic, compania respectivă iese din această schemă de afiliere. Respectiv, toate tranzacțiile s-au efectuat cu următoarele persoane afiliate, cu entitatea C și D, prestând servicii de 15 milioane de lei către entitatea C și acordând un împrumut de 40 de milioane către entitatea D. Respectiv, dacă însumăm valoarea tranzacțiilor anuale, deci obținem o sumă mai mare de 50 de milioane de lei, respectiv pentru compania A, pentru anul 2024, respect în 2025, va pregăti următoarele raportări. Informația privind prețurile de transfer, care o va prezenta până la data de 25 martie 2025, și dosarul prețurilor de transfer până la 30 iunie 2025. Mai departe, vom încerca să completăm informația privind prețurile de transfer la nivelul entității A. Deci, la nivelul entității A. În primul rând, informația prețurilor de transfer este formată de partea generală, tabelul 1, și două anexe. Partea generală se completează o singură dată, iar anexele se completează în dependență de numărul de persoane afiliate. Respectiv, dacă în exemplul nostru avem două persoane afiliate între care au fost derulate tranzacții, respectiv noi avem două, vom avea două de anexe A și două de anexe B. Trecem la partea generală a informației. Deci aici avem practic o sumarizare a tranzacțiilor care au fost derulate pe parcursul anului 2024. Avem prima parte a tabelului în care indicăm denumirea companiei, entitatea, deci codul fiscal, genul principal de activitate pe care îl desfășoară, codul genului principal de activitate conform CAIEM și perioada fiscală, deci am indicat anul 2024. Mai departe, facem o sumarizare a tranzacțiilor. Și în cazul respectiv, deci noi avem cu entitatea C, deci am prestat servicii de IT în valoare de 15 milioane de lei, da? Deci indicăm entitatea C, numărul de identificare fiscală, îl indicăm conform documentelor de înregistrare, denumirea statului, presupunem, deci în exemplul nostru ar fi România, da? Și codul statului. Pentru a completa aceste informații, avem nevoie de o serie de nomenclatoare. Aceste nomenclatoare se regăsesc în acel ordin al Ministerului de Finanțe privind aprobarea regulamentului privind prețurile de transfer. Și aici un pic ne uităm. Am chiar deschis în acel ordin. Ne uităm un pic ce clasificatoare, la finele acestui ordin se regăsesc clasificatoare, avem nomenclatorul statelor, da? Și dacă ne uităm pentru România, deci codul 642, mai avem aici a doua anexă. Oricum o facem împreună, avem nomenclatorul tranzacțiilor, avem nomenclatorul metodelor de stabilire a prețurilor de transfer, nomenclatorul marjelor și indicatorul economico-financiar de profitabilitate. Deci, în cazul nostru, noi completăm conform acestui clasificator codul țării din care face parte persoana noastră afiliată. Deci am pus 642.
Și pentru unitatea D, am pus valoarea totală a tranzacțiilor controlate, 15 milioane de lei, am prestat servicii de IT către entitatea C. Și cu entitatea D, ce am avut, am acordat împrumut în valoare de 40 de milioane de lei. Deci, entitatea D provine din Olanda, da? Și iarăși codul țării îl luăm din acel clasificator și indicăm valoarea totală a tranzacțiilor controlate. Deci, care a fost? Deci, la prima vedere, pare simplu acest tabel. Următoarea parte a acestei informații este anexa A, care, cum și-am spus, aceasta descrie relațiile de afiliere și se completează pentru fiecare persoană afiliată în parte. În cazul nostru, în exemplul nostru, deci avem două persoane, entitatea D și C. Prima dată o completăm pentru entitatea C, această anexă, deci punem denumirea contribuabilului, entitatea, codul fiscal, denumirea persoanei afiliate este entitatea C, numărul de identificare fiscală și detaliem afilierea. Afilierea. Noi, conform exemplului, avem situația în care entitatea A deține în entitatea C 90%. Respectiv, la completarea informației, deci completăm că mărimea participațiunilor cu drept de vot este de 90% deținere directă și aici se completează totalul. Mă rog, poate să fie și deținere indirectă în alte cazuri și cumva le sumăm și se pune aici totalul. În cazul nostru este un caz mai simplu și este o deținere directă de 90%. Și pentru a doua anexă, ca și cum tot anexa A, doar care se completează pentru entitatea D, facem calculul, da? Entitatea D. Mergem înapoi la entitatea D. Deci, entitatea A deține 90% în entitatea C în D, 85%. Pentru a determina care este ponderea entității A în D, nu cu ponderea, dar participațiunea cu drept de vot cumva indirectă, facem un calcul. Avem 90%. 90 înmulțim cu 85, împărțim la 100 și determinăm că avem o cotă de 76,5%. Se primește că este o afiliere indirectă și facem totalul. Asta ar fi prezentarea tipurilor și relațiilor de afiliere. Mai departe, avem anexa B, care la fel se completează pentru fiecare persoană afiliată în parte. În cazul nostru, avem pentru entitatea C și D. În partea generală a acestei informații avem partea ce ține de denumirea companiei pentru care completează, adică entitatea A, codul fiscal, denumirea persoanei afiliate, entitatea C, în cazul nostru, numărul de identificare fiscală și codul de afiliere. Și avem mai departe partea ce ține deja de analiza detaliată a prețurilor de transfer, și anume, avem codul tranzacției. În primul rând, iarăși, mergem la acel orden. Clasificatorul, avem nomenclatorul tranzacțiilor. Pentru situația noastră a fost un contract de prestări servicii de IT. Deci codul tranzacției va fi 007, deci contract de prestări servicii și codul părții tranzacției, adică care a fost rolul entității noastre pentru care completăm această informație, este prestator, respectiv 1007. Deci avem codul tranzacției, contract de prestări servicii, am pus data și numărul, codul părții contractului 1007 fiind prestator, noi avem rolul de prestator. Mai departe merge codul metodei de stabilire a prețurilor de transfer, îl preluăm la fel din acel orden. Așa. Da, deci eu am pus 02, de exemplu ar fi metoda cost plus. Care ar fi partea testată? Entitatea A, deci noi mergem pe analiza pe entității noastre. Codul privind marja indicatorilor economico-financiare de profitabilitate, la fel se preia din nomenclator, avem 0,2, marja brută de profit în cazul metodei cost plus. Avem date privind marja indicatorii economico-financiar de profitabilitate de 5%, conform contractului, da, indicăm care este, și valoarea tranzacției,
Aici la noi ar fi acele valoare totală anuală a livrărilor sau prestărilor de servicii de IT de 15 milioane de lei, indicăm. Secțiune de comentarii, deci este opțională, la discreția fiecăruia poate fi completată. Anita, aici, dacă doar să detaliez un pic, dacă mergem pe acel indicator al nostru care determinăm, am pus noi aici 5%. 5% s-ar putea să fie în contract. Am văzut în practică că uneori contractele cu părți afiliate chiar specifică că prețul va fi format ca costuri plus o marjă și este specificată marjă. În foarte multe cazuri nu avem nicio marjă, da? Și întrebarea ce pun acolo dacă nu avem specificat? Atunci trebuie să o calculăm, da? Fiind entitatea noastră prestator, datele sunt la noi, datele financiare, deci nu ar fi problemă să le calculăm. Și dacă vorbim de cost plus, aici, în exemplul nostru, vorbim de această metodă, înseamnă că este marjă brută. Ce înseamnă acel indicator, cum îl calculez? Eu trebuie să determin profitul brut din tranzacția mea cu entitatea C, da? Și care o iau din conturile 611 minus 711 pe relația mea cu entitatea C. Determin profitul și profitul îl raportez la costurile. Cam asta este tot, mă rog, ca și detaliul de calcul, da? Ca să știți că nu neapărat trebuie să am, nu înseamnă că dacă am această informație și obligație, acum trebuie să merg și să schimb toate contractele. Nu este nevoie, puteți să o calculați și intern, fie dumneavoastră, dacă noi testăm pe entitatea cum este în exemplul nostru, fie dacă partea testată, ajungem la discuția mai departe de metode și părți testate, dacă îi testăm pe altcineva, trebuie să vă dea afiliat acest calcul. Fie dacă nu este în contract, fie presupun că din datele contabile ale persoanei filiate, da? Da, exact. Bine, mergem mai departe. Mai avem o persoană afiliată de care nu trebuie să uităm să completăm această anexă. Deci indicăm iarăși partea generală despre compania noastră pentru care completăm denumirea persoanei afiliate, entitatea de. Și desfășurăm în acest tabel iarăși tranzacția care a fost desfășurată. Iarăși, cu entitatea D, noi am deci entității D am acordat un împrumut. Respectiv, codul tranzacției la fel îl luăm din acel clasificator 002, avem contract de împrumut și codul părții tranzacției fiind de 1002, adică împrumutător. Deci partea, rolul nostru în această tranzacție este de împrumutător. Aici, la descrierea obiectului, indicăm numărul și data acelui contract de împrumut. Iarăși, codul metodei de stabilire a prețului de transfer o determinăm, o preluăm din acest nomenclator. Eu am indicat metoda comparării prețurilor fiind cea mai potrivită pentru tranzacțiile de împrumut 01, care este partea testată, este entitatea A. Și indicăm date privind marja sau indicator economico-financiar de profitabilitate, deci aici avem 10%, acea dobândă care a fost stabilită conform contractului. La valoarea tranzacției, deci, zicem, noi am indicat 40,4 milioane de lei, atât împrumutul și cu dobândă, dar dacă să ne referim la definiția tranzacției conform codului fiscal, este indicată că împrumutul a fi cumva este considerat acea tranzacție. Pe când, din mai multe discuții cu autoritățile fiscale, ei ne-au confirmat că dobânda, de fapt, este considerată a fi tranzacție. Deci, până atunci, cumva, există o neclaritate pe acest subiect. De ce am indicat aici ambele componente, atât împrumut cât și dobânda, până când clarificăm acest aspect cu autoritățile. Și avem un subtabel la această anexă în care descrie însăși soldul inițial, intrări-ieșiri aferent împrumutului. Iarăși, codul tranzacției se preia din tabela de sus, descrierea obiect contract de împrumut și rata dobânzii succint descriem care ar fi acele condiții. Codul părții contractului de 1007 ar fi împrumutător și completăm valoarea tranzacției. Presupunem că nu am avut, împrumutul a fost acordat doar pe parcursul anului 2024 și nu a mai fost acordat anterior împrumuturi. Avem soldul inițial 0 și avem ieșiri. În cazul nostru, noi am acordat, avem ieșiri de mijloace bănești și soldul final al împrumutului.
Și codul operațiunii este numărul 2, la fel care se preia din acest ordin. Este un pic mai sus. Codul operațiunii. Virament e coșul clipă. Da. Deci, totul era operațiune. Deci, cum a fost transferat acel împrumut? Deci, prin virament. Toate tranzacțiile au fost efectuate prin virament. Da. Deci, cam acest aspect, aceste aspecte au fost menționate la acest exemplu. Nu știu dacă mai sunt întrebări legate de completarea acestei informații, pentru ca să trecem mai departe la exemplele ulterioare care le avem. Da, este Deci, da, o bună întrebare și poate, da, chiar poate a fost o greșeală. De ce dobândă tot este indicată la ieșiri? pentru că este un calcul. Ieșit pentru din punctul nostru de vedere, deci dobânda se calculează pentru noi cum ar fi un venit, da? Ieșiri. Aici e o întrebare foarte bună ce ar însemna intrări și ieșiri, care suntem de acord că este un pic confuză această detaliere și anexă pentru împrumuturi, care din confuzie vine mai mult din definiția tranzacției, ce înseamnă și corpul împrumutului și dobândă sau nu, și cum se completează. Și scopul, din ce țin minte din discuțiile la elaborarea acestui ordin, era mai mult să vadă mișcarea mijloacelor bănești. Cumva de asta e sold inițial între ieșiri. E o bună întrebare. Da, dobândă poate, da, dobândă mai mult ar vedea-o la intrări, că cumva ies mijloace bănești, vine dobândă. Ok, și o întrebare ca să închidem cu partea de afilieri. Stați un pic să vedem dacă avem și... Cum utilizăm cheltuieli când calculăm marja, dacă avem două și mai multe părți? Aici e acea parte mai interesantă la tot ce înseamnă prețuri de transfer. Și, practic, ca să divizăm cheltuieli și venituri, dacă nu doar de cheltuieli vorbim când calculăm marja, înseamnă că trebuie să avem sistemele noastre contabile foarte bine setate, care să ne permită cel mult să nu stăm să calculăm manual, da, acele cheltuieli și venituri și alocări. În teorie, cum facem și divizăm cheltuielile? Anumite cheltuieli sunt alocabile direct, da? Știu precis că un om X a lucrat pentru clientul A și știu că toate costurile cu omul X cu salariu merg acolo. De exemplu, uneori omul și angajatul X lucrează pe mai multe proiecte, da? Și nu neapărat e atât de evident costul lui cum se repartizează. Atunci, dacă nu pot să fac alocarea directă, trebuie să mă gândesc la alocarea indirectă. Însemnând că trebuie să mă gândesc la o cheie de alocare care ar fi relevantă pentru cazul nostru, da? Nu există o cheie de alocare unică pentru toți. Dacă vorbesc de oameni, când poate, există niște timesheet-uri care oamenii pontează ore, poate cheia de alocare ar fi orele. Dacă nu există orele, s-ar putea ca cheia de alocare să fie cifra de afaceri sau venitul din vânzări. Da? Definește compania singură în funcție ce stă la baza tranzacției, da? Care ar fi acea cheie de alocare. Și astfel urmează să divizăm cheltuielile. Sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră și, eventual, dacă nu, poate ulterior, după prezentare, putem să mai revenim la acest subiect. Mai avem o întrebare, Ani, pe împrumut. De ce la valoarea împrumutului trebuie să prezentăm darea de seamă? De ce valoarea a împrumutului trebuie să... Mă rog, trebuie să spun că întrebarea este de ce trebuie să prezentăm valoarea împrumutului? Pentru că împrumutul reprezintă o tranzacție și tranzacția a fost desfășurată cu o persoană afiliată, respectiv, automat, noi trebuie să raportăm această tranzacție. Mai avem o întrebare. Dacă avem un singur client care este afiliat, cum facem calcule? Ce fel de calcule? De afiliere?
dacă sau ceva nu înțeleg. Deci, anume ce fel de calcule. Afilierea. Un singur client și sunteți dumneavoastră și clientul dumneavoastră. Deci A, trebuie păi să vedem. atunci, da. Da, relația de afiliere trebuie să terminăm cum vine. Că, mă rog, știm probabil că e de la grup, da? Dar poate nu neapărat știm care sunt deținerile exacte. Și presupun că trebuie să ne uităm cum a fost din unele de exemple, cam cum merge afilierea noastră cu acest client. Dacă prin compania mamă suntem indirect afiliați, că practic noi suntem o subsidiară, prestăm alte subsidiare, s-ar putea să fie o relație de afiliere indirectă. Fie poate e compania mama de noastră, care deține mai mult decât 25 la noi. Deci întotdeauna trebuie să văd prin ce sunt afiliat și să calculăm acele procente și dețineri ca să ajung la concluzia dacă depășesc sau nu pragul de 25%. Direct afiliați. Ok, sunteți direct afiliați. Atunci, practic, se preia acea cotă de participațiune conform documentelor de constituire, da? Adică vedeți care este, dacă e mai mult de 25%, deja este clar, cifra este calculată deja. Adică este cea mai simplă situație atunci când este o afiliere directă. O altă întrebare este că, în principiu, toate companiile ar trebui să prezinte aceste rapoarte, în specific orice companie de la fondator, arendă, împrumut, achitări, prin numerare, etc. Practic, aceste rapoarte, în prima fază, ca să dau seama dacă suntem eligibili sau nu să prezentăm aceste rapoarte, în primul rând, când însumez tot ce ați menționat dumneavoastră, am arendă, împrumutul, achitări prin numerar, nu aș spune achitări neapărat, aș vedea ce este la bază. Dacă prin numerar probabil am achitat pentru servicii, procurări de bunuri sau vânzări de bunuri, le însumesc pe toate. Dacă depășesc 20 de milioane de lei pe un an fiscal, atunci da, merg și prezint aceste informații. Dacă nu depășesc, nu sunt obligat să prezint această informație. Ok. Și, Ana, doar să terminăm cu afiliere. Țin minte că a fost transmisă o întrebare înainte de webinar pe afiliere. Ce fac și cum fac, cum văd eu acele procente de afiliere când este vorba de alte companii din străinătate? Da, într-adevăr, pentru un contabil este foarte complicat ca să determine tipul de afiliere, de aceea aici cel mai bine este ca să aveți o discuție cu managerii, cu managementul dumneavoastră sau cu grupul și să vă ajute să vă transmită acele detalii privind afilierea. Deci prin intermediul acestor două surse, deci practic vă va ajuta ca să determinați deja care sunt relațiile și care sunt cotele de afiliere. Și mai mult de unde am putea, mă rog, în momentul în care aveți acces la informații, sunt și site-uri publice, cum ar fi la noi. La noi sunt acele date gov.md, în care putem să accesăm detaliile despre dețineri în fiecare companie, unde este cazul mai puțin la societăți pe acțiuni. S-ar putea să fie site-uri și în alte țări care vă oferă astfel de informații. Dar cel mai bine, cum a zis și Ana, nu sunteți dumneavoastră acel detectiv care trebuie să determine dacă sunteți sau nu afiliați. Cel mai bine să mergeți direct la sursă, să vorbiți cu fondator, fie cu managementul, și dacă faceți parte dintr-un grup, grupuri mari de obicei deja se conformă cu aceste reguli de prețuri de transfer și au o situație cât de cât clară. Cel mai bine să vă duceți direct la responsabilii din partea grupului și să întrebați, eventual să vă dea și o schema de afiliere și structura grupului din care puteți să vă dați seama dacă companiile cu care tranzacționați sunt afiliați sau nu în sensul legislației din Moldova. Bine, deci cred că am acoperit partea de afiliere. Următoarea întrebare a fost pe zona de prețuri de transfer. Aici, Ana, dacă vrei, fac eu share. Da, fac acum stop. Am primit multe întrebări și care se refereau mai mult la modul cum formăm acel dosar de prețuri de transfer, ce urmează să prezentăm acolo, nu știu, care este partea practică, cum trebuie să facem.
Și în acest sens am zis să vorbim un pic și să ne reamintim ce trebuie să cuprinde acel dosar. Dacă sună foarte desperiat și când ne uităm și la volumul de informații care trebuie să prindem acolo, ne sperie la un moment dat. Deci, unde văd ce trebuie să conțină acel dosar? Ordinul Ministerului de Finanțe, numărul 9 din ianuarie 2024, conține o listă. Deci el chiar a stabilit o listă de informații care trebuie să fie cuprinse într-un dosar. Deci, acestea sunt datele care trebuie să fie cuprinse. Dacă încercăm să le sistematizăm un pic și să vedem ce înseamnă acele informații, noi am vedea trei blocuri mari de informații care trebuie să prezentăm și să le pregătim. O parte care am pus-o punctele 1 și 2 este despre descrierea companiei. Dacă vreți, aici este o parte introductivă în care cumva oferiți serviciul fiscal de stat o sumarizare a activității companiei, care sunt piețe de desfacere, cine sunt competitorii, care este contextul în care se derulează tranzacțiile. Aceste informații sunt importante pentru, în continuare, în prima fază, să determinăm acele metode de prețuri de transfer care aplicăm. Și în a doua fază se... Da. Scuze, te întrerup, dar se pare că nu merge prezentarea. Imediat, imediat. Adică Mai facem nu încă o se dată. mișcă spatele. Imediat, facem încă o dată share. Deci încercăm încă o dată. Se mișcă acum? Da, este, mulțumesc. Perfect. Deci vorbeam de acesta și probabil nu ați văzut, dar practic aici am sumarizat acele puncte care sunt din ordin. Și ziceam că primele două puncte sunt despre companie, sunt importante ca în prima fază să stabilim metodele de prețuri de transfer și în al doilea rând să interpretăm rezultatele. Pentru că, ok, în prima fază, da, putem să ne speriem dacă nu suntem, cumva ajungem la concluzie că poate nu suntem la preț de piață în comparație cu anumite date pe care le considerăm relevante. Dar acel context al tranzacției s-ar putea să ne ajute să explicăm de ce și dacă este relevant sau nu. Și nu de fiecare dată când sărim din intervale, trebuie să ne speriem, da? Trebuie să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru și dacă poate să fie explicat și argumentat și documentat și acest lucru. Aici ne ajută partea generală despre companie și contextul în care se derulează tranzacția. Al doilea bloc mare se referă la tranzacții în sine derulate cu persoanele afiliate. Care cuprinde, în primul rând, descrim tranzacția, cum se desfășoară, cum este format prețul, dacă cunoaștem aceste lucruri, care este relația de tranzacționare, da? Cu termen de plată, s-ar putea să fie tranzacții mai complicate, interconectate. Aici, la fel, se referă și copiile a contractelor. Da? Ordinul spune expres că într-o anexă la dosar trebuie să prindem copiile la toate contractele cu părți afiliate. De obicei, și să ne uităm noi pe un exemplu de dosar, noi indicăm un sumar în dosar ca să fie mai clar un pic, să nu trimitem pe cei de la serviciu fiscal la contract, care uneori s-ar putea să fie foarte complexe, mai ales dacă sunt pe template-ul companiilor de la grup. Punem un sumar, da, cu clauzele generale, care este tranzacția, cum se desfășoară, care sunt obligații fiecărei părți, care sunt termeni de stabilire a prețului, de plată, de livrare și alte detalii relevante pentru noi. Și un ultimul punct, după ce trecem prin tranzacțiile, descrierea lor, vedem ce privesc contractele, facem acea analiză funcțională și analiză de risc, în care specificăm că ce funcții are fiecare din părți afiliate în tranzacție, ce riscuri are fiecare din parte și ce active sunt folosite de fiecare parte, dacă este cazul. Nu de fiecare dată avem aceste lucruri, dar le analizăm și descriem. După care, tranzităm cumva pe partea de analiză economică. Analiza economică însemnând că mă uit ce metodă aleg, da, și argumentez de ce aleg o metodă și nu alta. Descriu tranzacții necontrolate dacă mă compar cu alte tranzacții, nu am tranzacții comparabile interne sau externe. Descriu ce am făcut și ce rezultate am obținut în acele studii de comparabilitate, dacă ar fi cazul, când mă uit la profitabilitățile altor companii, cum le-am căutat, cum le-am ales, de ce le-am ales pe acele și nu altele.
După care descrim calculul intervalului de comparabilitate și dacă am făcut anumite ajustări de comparabilitate. Și practic ajung la concluzia de ce este sau nu este la preț de piață tranzacția mea. Deci, practic, acestea sunt datele pe care ne bazăm când facem un dosar. În practica noastră, cam asta și facem când începem să construim un dosar. Luăm fiecare punct indicat de ordin și îl cuprindem într-un document. Pe baza experienței noastre, ce facem și în România cel puțin, am încercat să-l adaptăm ca să vedem cum ar arăta un dosar pentru companiile din Republica Moldova. Deci, practic, e un document, da, cum ar fi orice raport, în care îl denumim că este dosarul prețurilor de transfer. Și o să trecem un pic prin el. Glosar de termeni și abreviere, dacă este cazul, ne ajută la început, ca să nu ne pierdem în toate prescurtările care le are fiecare din companii mai specifice activității. Facem un rezumat la început care ne-ar ajuta care ar fi obiectivul raportului de regulă pentru a stabili dacă au fost sau nu derulate tranzacții de piață. După care punem concluziile analizei funcționale, cum a fost categorisit fiecare din companii categorisită și concluzia privind analizele economice cu tranzacție, metodă și concluzie. Da? Este practic o radiografie la tot ce cuprinde documentul, ca să fie și nouă mai ușor și cumva celor de la Serviciul Fiscal de Stat nu este obligatoriu, dar de regulă ajută. După care mergem punct cu punct cu ce am discutat, ce cuprinde și ordinul. Facem descrierea generală a companiei, prezentăm activitatea generală, structura legală nu este neapărat cerută de către ordin, dar dacă după mergem și să descriem relații de afiliere, cumva tot revine din structura legală a companiei și ne ajută. Prezentarea strategiei de afaceri, principalilor piețelor de desfacere, concurenții, descrierea tranzacției intragrup și circumstanțe specifice. Da? Cumva cuprindem toate detaliile care ne cere ordin. După care, mergem la analiza funcțională. De regulă avem noi o parte standard de descriere ce înseamnă analiza funcțională pentru că cititorului să fie mai pe înțelesul lui ce ar însemna și ce cuprindem aici. Da? Și cumva spunem ce ne specifică atât legislația națională, cât și prevederile liniilor directoare OCDE, după care menționăm valoarea tranzacțiilor intragrup, cum ne cere ordinul, da? Per fiecare tranzacție, denumirea prestatorului sau vânzătorului, beneficiarului sau cumpărătorului și valoarea tranzacției. Cuprindem și valorile încasărilor și plăților, așa cum ne cere ordin, la fel pentru fiecare tranzacție și pentru fiecare client sau furnizor. După care intrăm în detaliu cu analiza funcțională pentru fiecare tranzacție. Da? Am zis, pentru fiecare tranzacție facem o prezentare generală în care descriem ce înseamnă tranzacția, cum are loc, de ce se desfășoară, cum merge fluxul de tranzacționare, ajută uneori și reprezentarea grafică. Descriem un pic, cum am zis, și cadrul contractual. Eventual fie menționăm contractul ca să fie făcută legătura mai ușoară cu copiile pe care le atașăm. Și de recomandat să prindem și un sumar scurt, care cumva ajută să fie prinse și înțelese acele clauze esențiale, nu neapărat din contractul de 50 de pagini, să fie pierdut undeva o clauză care este importantă pentru noi. Metodologie de stabilire a prețului de transfer. Aici descriem cum a fost stabilit prețul în tranzacția noastră. De regulă, putem să punem ceea ce prevede contractul, cum se stabilește prețul, dar în funcție de fiecare tranzacție în parte, care poate să fie specifică, aici putem să cuprindem, de exemplu, e cost plus, cum ziceam noi, da? Eu am costuri plus o marjă care este indicată, s-ar putea să am o sumă fixă și cumva trebuie să specific ce a stat la bază când s-a determinat chiar acea sumă fixă. Că presupun că și dacă vorbiți aici, iarăși, nu este informația care neapărat deține departamentul financiar sau de contabilitate. Și aici s-ar putea să fie de folos să mergeți către echipele fie de sales, fie managementul dumneavoastră, să vedeți care a fost raționamentul pentru stabilirea prețurilor. Că deseori, din discuțiile cu ei, înțelegeți foarte bine care a fost contextul de stabilire a prețului și vă ajută inclusiv la stabilirea metodelor. Pentru că, știu, în practica mea,
Nu știu, ziceam noi că trebuie să testăm profitabilitățile la o companie. Când am mers la sales, ne-a zis că când pune un preț în tranzacție cu părți afiliate, se uită la tranzacțiile cu terții. Deci, cumva, implicit, metoda trebuia să fie de comparare a prețului, că așa a fost și stabilit prețul. Da? Deci vă ajută o discuție cu echipele de vânzări sau invers achiziții în funcție de flux de tranzacție. Și pentru analiză de funcțională în sine, cum am vorbit și în prima sesiune o lună în urmă, noi practic trecem prin funcțiile îndeplinite, prin riscurile și prin active. Acum doar o secundă, nu știu dacă mă mai auziți, mai mă mai auziți bine? Că Da, foarte bine. a dispărut sunetul pe fundal și a devenit prea liniște. Ascultăm cu atenție. Foarte bine. Deci, în analiza funcțională, ziceam că trecem prin acele funcții, riscuri și active. Le detaliem în continuare, dar deseori ajută o astfel de matrice, da, în care să ne dăm seama, e practic tot o radiografie, dacă vreți, indicăm aici că, nu știu, funcție de cercetare, dezvoltare are companie X și companie Y nu are, da, și în funcție cât de multe X-uri sau zerouri am, cumva mă duce la o concluzie cine are mai multe sau mai puține. Nu este obligatoare această matrice, dar de obicei ajută iarăși să vizualizăm ce se întâmplă de fapt. După care merg în detaliu pe fiecare funcție, fiecare risc. Sunt doar niște exemple, nu este prescris nicăieri ce ar trebui să însemne. Am pus de regulă care ar fi acele funcții de cercetare, dezvoltare, de aprovizionare, de producție, dacă este cazul, gestionarea stocurilor, controlul calității, vânzări și livrări, negocieri, relații cu clienți, marketing, funcții administrative. Deci nu există o prevedere clară ce funcții trebuie să descrieți. Funcțiile trebuie să fie relevante pentru tranzacția voastră pe care o analizați. S-ar putea să fie mai multe sau mai puține. La fel mergem și pentru active. Active s-ar putea să fie acele corporale sau necorporale. Dacă vorbim pe zona de IT, cred că focusul ar trebui să fie și pe zona aceasta de active necorporale, patente, licențe, cine deține dreptul, cine le dezvoltă, da? Pentru că acest fapt este important la stabilirea prețurilor, că mergem pe aceeași abordare, că practic cine deține, poate nu neapărat juridic, dar faptic acea licență sau drept de proprietate intelectuală, acel trebuie să fie remunerat, practic, pentru partea aceasta. Când zic faptic, înseamnă că, ok, s-ar putea să fie licență înregistrată sau patent înregistrată undeva unde este regim fiscal mai avantajos sau, mă rog, de regulă în afară, dar s-ar putea eu să-l controlez efectiv aici, din Moldova, eu pot să-l mențin, să pregătesc toate documentațiile înainte de înregistrare sau, mă rog, know-how să fie al meu, de angajaților mei. Atunci, cumva, partea de înregistrare e doar formală. Nu înseamnă că trebuie să fie remunerată compania din afară pentru doar înregistrare și deținere legală a acestui drept. La riscuri. La riscuri, la fel pot să. Cel mai important risc când descriem este riscul de piață. De ce? Pentru că, în teorie, cel care are riscul de piață are acel riscă cu banii și riscă să ajungă fie în profit, fie în pierdere. Dacă riscul de piață nu îl deținem noi, că, de exemplu, eu deservesc companie mama, companie mama găsește clientul, riscul de piață la mine nu prea este, pentru că eu execut ceea ce îmi dă companie mama. Da? Eu nu-mi asum riscul de piață că renunță clientul la contract. Este riscul companiei mama. Atunci, dacă eu nu port acest risc, teoretic, nu ar trebui să ies în pierdere. Zic teoretic pentru că, iarăși, depinde. Nu știm niciodată care au fost circumstanțele tranzacției. S-ar putea să fie pierderea aceasta divizată între mai multe companii în grup, dar, în teorie, dacă vorbim de servicii de suport de deservire, care sunt doar execuția la comandă, teoria, legislația de prețuri de transfer ne spune că nu ar trebui să fie suportate pierderile. Nu discutăm de circumstanțe specifice, cum a fost războiul din Ucraina, cum a fost COVID-ul, da? Sunt circumstanțele specifice și de asta ziceam, este important să le descriem la început. Dar într-un context și în continuitatea business-ului, aceasta ar trebui să fie abordarea.
Descriem riscuri de produse, dacă există, riscuri de garanție. În cazul companiilor IT, poate, nu știu, dacă ceva nu merge în cod, cine răspunde față de client și material și cum se remediază acele neconcordanțe sau coduri care nu au fost scrise bine. Descriem toate riscurile și ajungem la concluzia. Concluzia trebuie să fie. Ce trebuie să prindem la concluzia? La concluzia trebuie să prindem ideea dacă avem funcții și riscuri depline sau limitate. Depline înseamnă că majoritatea funcțiilor și riscuri îmi asum eu, de exemplu. Dacă nu mi-asum, putem să vedem în ce mod, în ce moment este limitat sau nu riscul și funcțiile noastre. Da? În funcție iarăși de tranzacție. Cum se desfășoară, cum primesc comenzi, cum găsesc clienți, ce riscuri am. Da? Și cumva asta ar trebui să fie pus ca și concluzie, compania noastră, compania cu care tranzacționez, fiecare ce rol are. Și practic aici este divizarea cine are mai multe funcții și riscuri și cine mai puține. Asta ar fi la partea de analiză funcțională. După care, tranzităm la analiza economică. Analiza economică, practic concluzia aceasta din analiza funcțională, trebuie să mă ajute să determin aici ce metode trebuie să folosim la testarea prețurilor de piață. Avem o parte introductivă ce ar însemna metodele, ce este important în metodele care sunt bazate pe profitabilități, da? Acele metode de revânzare, cost plus sau metoda marginetă. Este importantă partea testată, despre acest lucru a menționat și Ana la completarea informației. Partea testată înseamnă, practic, care este acea parte. Întotdeauna în tranzacție clasică avem două părți, da? Unul prestează, unul primește sau unul vinde, altul beneficiază. S-ar putea să fie mai multe, da? S-ar putea să fie un prestator și mai mulți clienți, dar sunt mai rare contracte multe partide. De obicei este unul la unul, unul lateral. Și în acest context, întotdeauna o să testez doar o parte din tranzacție, pentru că totul este în oglindă. Nu are sens să testez și unul și altul, da? Întotdeauna trebuie să văd o parte pe care o testez. Și teoria spune că trebuie să testez partea cea mai simplă, da? De ce? Pentru că eu o să mă duc, o să caut companii comparabile. Dacă partea mea testată, alesă de mine, are și producție, și distribuție, și prestare de servicii, și practic eu întotdeauna o să testez acele marje segmentate, dacă vreți, despre care vorbeam, în care trebuie să aloc cheltuieli, venituri, e mai complicat să găsesc pe cineva comparabil să facă același lucru sau aceleași lucruri, toate trei activități, fie atunci trebuie să segmentez și să am grijă la segmentare. Întotdeauna este foarte ușor să testez o companie care face un tip de activitate și pentru care este mult mai ușor să găsesc comparabile. Și practic asta ne cere și legislația să descriem pe cine am ales eu ca parte testată într-o tranzacție și să aduc argumentele de ce. Da, argumentele sunt ce am discutat să fie cea mai simplă și cea mai simplă ajung din concluzie, din analiza funcțională aici, cei cu riscuri și funcții limitate de regulă sunt mult mai simple. Și a doua parte s-ar putea să fie disponibilitatea informațiilor. Că chiar dacă nu este cea mai simplă parte, dacă am datele disponibile mult mai relevante, că nu găsesc, de exemplu, datele din anumită țară, dar le am pentru alta, o să aleg o altă parte testată. Deci partea testată este acea companie pentru care o să determin acel indicator de profitabilitate. Da? Pot să fiu eu compania mea, poate să fie compania afiliată. Indicatorul de profitabilitate. Trebuie să descriu care este acel indicator de profitabilitate și la el inclusiv am vorbit și la informația. Da? Avem niște indicatori prestabiliți de informație, nu înseamnă că sunt exclusivi, putem să alegem altul. Acel indicator de profitabilitate depinde și de metoda care o alegem, de datele disponibile pe care le avem cu ce mă compar, și din tranzacția mea, dacă este relevant sau nu. Cum vorbeam, contabilitatea din Republica Moldova cel puțin ne permite pentru prestări de servicii să facem un cost plus, da? Pentru că avem datele în situații financiare despre costul vânzărilor. Nu toate țările au aceeași structură de contul de profit și pierderi. Și deseori anumite companii nu raportează acest indicator de costul vânzărilor. Și dacă o să mă compar cu alte țări, nu știu, aleg eu regiunea, fie România, fie mă compar cu România și Ucraina împreună, fie cu Uniunea Europeană,
sunt foarte mici șanse să găsesc companiile care raportează costul vânzărilor. Și atunci nu o să pot să folosesc acest indicator de profitabilitate și implicit metoda cost plus. Și atunci ar trebui să merg la metoda marjei nete, însemnând că o să testez profitul operațional. Da. Dacă vorbim în conturile noastre, ar fi clasa 6.1 și cu clasa 7.1 din planul de conturi. Da? Deci tot ce înseamnă operațional o să testez. Și trebuie să descriu care este indicatorul. Cel mai des întâlnit indicator pentru servicii IT este rentabilitatea costurilor. Deci profitul operațional raportat la costuri operaționale, toate, aferente tranzacției. Da? Deci trebuie să facem acea divizare despre care am vorbit. Un alt punct este analiza multianuală. Dacă folosesc analiza multianuală, trebuie să indic motivele. De regulă, e de preferat să comparăm an cu an. Da? Dacă compar anul 2023, dacă, mă rog, acum dacă vorbim de 2024, dacă compar anul 2024, ar fi relevant să compar tot cu anul 2024. Însă, realitatea este că în momentul în care o să pregătim informația și dosarul, care este din martie până în iunie 2025, eu nu o să am datele, pentru că noi depunem situațiile financiare în mai, ele nu o să apară încă în acces public, accesul public cred că o să fie mai spre toamnă, nici entitățile din alte țări nu le raportează atât de rapid, eu nu o să am comparabile în acel moment datele din 2024. Dacă nu am, atunci alegerea ar fi să mă duc să iau o medie din anii precedenți, fie medie pe 5 ani, pe 3 ani în spate, da? Pentru că, iarăși, nu ar fi relevant să compar 2024 cu 2023. Că putea anul 2023 să fie mai specific din anumite circunstanțe. Fac o medie din, de exemplu, 2021, 2022, 2023, ca să nivelez acele situații specifice a pieței în acei ani. Ok, și intervalul de comparabilitate, cred că am vorbit și în prima sesiune, niciodată nu mă compar o valoare cu o valoare, întotdeauna merg și compar intervalul, da? Cumva aplic acea metodă statistică în care tot eșantionul meu îl structurez și văd care este intervalul între coartila superioară și coartila inferioară, acela fiind prețul meu de comparare. După care merg și determin pentru fiecare tranzacție metodele, ziceam, alegerea metodei. Descriu ce înseamnă fiecare metodă și trag o concluzie, pot sau nu pot să o folosesc. De unde trag concluzia? Din analiză funcțională, că știu ce și cum se petrece și cum stabilesc prețurile, și din tranzacția mea în sine, cumva am sau nu am comparabile, da? Interne, externe, nu există, nu pot să aplic, da? La fel fac cu metoda prețului de revânzare, metoda cost plus, metoda marjă nete, da, indic de fiecare dată concluzia dacă pot sau nu să o folosesc și indic și care a fost metoda acceptată. După care, în analiza economică, detaliez care a fost, cum a fost calculat acel indicator de profitabilitate, da, pun o formulă ca să fie clar de unde am tras datele, dacă a fost analiză multianuală, spun de ce, și pun rezultatele, da? Rezultatele din studiu care am făcut și am pregătit eu versus același indicator pentru partea testată. Și practic comparând partea testată ce are cu cuartilele inferioare și superioare, trag o concluzie. Sunt la preț de piață sau nu. Cam aceasta este conținutul dosarului. Am mai avut o întrebare, cred că înainte de webinar, dacă sunt și alte documente prin care a fost menționat contracte, facturi, alte documente justificative. În primul rând, în contracte, noi trebuie să le atașăm. Deci, da, trebuie să le avem pregătite. Întrebarea a fost cum se reflectă prețul acolo. Acum, prețul în contractele este reglementat de legislația civilă. Nimeni nu vă impune să puneți un preț sau alt preț, da? Eventual, suportați consecințele dacă prețul nu este la preț de piață, că s-ar putea să vină niște ajustări. Nu înseamnă că dacă aveți un preț care poate nu menționează marja, cum am vorbit, trebuie să vă duceți să schimbați contractele. Însă, în momentul în care negociați prețurile, este de recomandat că atunci când semnați contractele, nu pe urmă peste un an când documentați dacă a fost sau nu la preț de piață, în acel moment când încheiați contractul și planificați tranzacție, atunci ar trebui să analizați care este metodologia în spate de stabilire a prețului și dacă este sau nu rezonabil, ok, cu ce zice legislația de prețuri de transfer. Da? Și aici este recomandarea noastră că pe parcursul acestui an să atrageți atenția la acest lucru.
Prețul poate să fie stabilit în contract în ce formă vreți, pe rată pe oră, pe sumă fixă, cost plus marjă. Însă când documentați partea de prețul de transfer, în funcție de ce metodă alegeți, va trebui să aveți un calcul în spate ca să calculați acel indicator de profitabilitate, care, dacă zicem de prestări din afară, în cazul în care vă prestează cineva serviciu, acea companie de la grup va trebui să vedea acel calcul, pentru că acesta nu neapărat vă atașăm la dosar, dar în cazul în care vine inspecție, ar trebui să-l prezentați. Facturi și alte documente, acum depinde, nu este necesar să le prindeți în contract, în dosar, la faza în care pregătiți dosarul. Presupun că dacă în cazul unei verificări vor fi solicitate, va trebui să le prezentați. Să vă asigurați că ce spuneți, ce se scrie în facturi și în alte documente justificative se corelează, în primul rând, ce scrieți în contract și, în al doilea rând, ce prezentați în dosarul de prețuri de transfer. Da? Trebuie să existe o consistență a prezentării și, practic, să fie aliniate toate documentele. Cam acestea am avut la dosar. Acum nu știu, Ana, Nadejda, dacă avem întrebare pe dosar. Noi avem câteva întrebări în chat. Deci, o clipă, vă rog. Prima întrebare care o văd, să citesc așa cum este dată în rusă. Если был соблюден принцип по вытянутой руке, то есть цена, предоставленная аффилированному лицу, была примерно такой, как и третьим лицам, то информация о прессуреле де трансфер заполняем в любом случае или только в случае, если имели место быть трансферные цены с аффилированными лицами? На ваш вопрос. Информация предоставляется, если у вас были транзакции. Неважно, то есть информация не предоставляется только если вы думаете, что не был соблюден принцип вытянутой руки. Информация предоставляется на каждую транзакцию. Если сумма транзакций за год была больше, чем 20 миллионов лей, с индикацией, какой был метод. Из того, что вы мне пишете, я понимаю, что, в принципе, у вас было внутреннее сравнение цен по сделке, да? Так как оно в кодексе написано метода compare и prețurilor. Тогда вы выбираете тот метод сравнимых цен в информации, но там вы не будете указывать индикатор прибыльности, да, потому что если мы тестируем цену с ценой, у нас нет никакой прибыльности. Если же у вас в контракте, как вы говорите, у вас цена и с аффилированными, и с третьими лицами кост плюс какой-то процент прибыли, тогда да, вы укажете другой метод и укажете прибыль. Но информация заполняется вне зависимости от того, была цена или не была в соответствии с рыночными ценами. В информации вы также не указываете вывода по тому, были или нет соблюдены трансферные... Когда вы говорите трансферная цена, трансферная цена, как я говорила, или пресс для трансфер, оно не означает, что цена не была на уровне рыночной цены. Трансферная цена означает, что это была транзакция между вами и аффилированным лицом. То есть вам нужно указывать, как ответ на ваш вопрос, такие транзакции, даже если были соблюдены трансферные цены. Так, următoarea întrebare. Ce se întâmplă când pe parcursul s-a schimbat situația pe piață și în companie? Exemplu, am stabilit prețul la începutul de colaborare, un preț având costuri directe 3.000 de euro și overhead 300 de euro. Pe parcurs am concediat persoane, respectiv overhead-ul a crescut de persoane. Deci ce se va lua în considerare? Sunt mai multe componente la această situație. Deci, practic, cum ziceam, noi trebuie să definim a cui a fost riscul. Da? Practic, dacă am concediat anumite persoane, presupun că și costul pe overhead sau anumite costuri țin de cum se derulează tranzacția cu clientul dumneavoastră și cine găsește clientul. Deci, dacă este responsabilitatea a noastră sau a companiei mama sau companiei din grup. Asta ar fi prima întrebare pe care trebuie să ne punem. În privința dacă trebuie să-mi asum eu anumite riscuri ca companie din Moldova că am angajat oameni, n-am avut proiecte sau invers, sau au crescut costurile, da? Cine trebuie să învite acel efect a creșterii costurilor, da? Deci asta ar fi prima întrebare. Acum, dacă
sunt eu responsabil și eu suport riscul, da? Sunt eu antreprenor în această tranzacție, îmi caut clienții și răspund pentru consecințe. Oricum, testez întotdeauna nu ce am planificat, da? La începutul anului, testez efectivul. Iau tot anul 2024 și văd unde ies. Acum, cum spuneți dumneavoastră, dacă ajung la concluzie că comparabilele mele indică că trebuia să fie un preț mai mare, atunci eu pot să mă duc în spate și, în funcție de circumstanțele mele specifice, că a fost o schimbare, eu trebuie să o justific. Și orice schimbare care spuneți și dumneavoastră, care are impact financiar, eu pot să o cuantific. Dacă cumva pot să cuantific care a fost cauza, da? Unde a fost, nu știu, a fost inflația, a fost situația pe piață că s-a întâmplat ceva, dacă pot să cuantific efectul, pot să mă duc la comparabilele mele, mai ales dacă nu sunt din Moldova, și să ajustez indicatorul lor ca să-i aduc cât mai aproape de situația mea specifică. Aici pot să lucrez cu creanțele, cu datoriile, cu capitalul de lucru, da? Și cu alte elemente. Deci cam asta aș vedea ca abordare, dar prima întrebare este cine trebuie să suporte consecințele și costurile, da? Dumneavoastră sau compania mamă, dacă nu sunteți voi antreprenori în tranzacție? Următoare întrebare. А что является открытым источником, из которого мы можем определить, являются ли наши цены аффилированным лицам трансферными в случае, если аналогичные услуги внутри компании третьим лицам не предоставлялись? Următoare, scuze, aici văd tot de la Natalia. Логично, чтобы мы имели доступ к таким же источникам для определения трансферных цен, которым будет иметь и контролирующий орган. Базы данных, в принципе, чтобы начать с нуля, законодательство не предусматривает и не предписывает, какие должны быть источники, да, из которых вы черпаете информацию. Если наше законодательство не указывает. Если мы пойдем дальше и пойдем посмотрим в гид ОСР по трансферному ценообразованию, гид нам говорит, что должны, в принципе, и налоговые органы должны принимать источники, которые использует налогоплательщик, да, которые, в принципе, не предусматривают очень больших расходов с точки зрения налогоплательщика. Теперь к вопросу вашему о услугах. Услуги, да, очень специфическая транзакция, которую, в принципе, у нас нет той базы данных в открытом доступе, в котором я посмотрю, сколько, почем другие продают такие же услуги, да, потому что зависит от того, что за услуга, какой уровень сотрудников и их квалификации и прочие детали. Тогда, в принципе, я, скорее всего, не смогу использовать метод сравнения цен, да, не смогу сравнивать цену с ценой. Тогда я пойду и буду использовать методы, которые основаны на прибыльности. Я сейчас расскажу в теории, а потом мы поговорим о базах, где мы можем найти эти данные. Если я смотрю на прибыльность, тогда я буду искать компании, которые занимаются предоставлением похожих услуг. Мне меньше, когда я говорю о прибыльности, меня меньше интересует прямо сравнимость услуги с услугой. Я буду смотреть на активность и на структуру, чтобы структура затрат и структура доходов была похожее, да, в принципе, если у меня должна быть структура с зарплатами, если у меня квалификация определенных девелоперов IT, либо это у меня тестеры, либо это у меня суппорт, либо это у меня прямо девелоперы, да, то есть, в принципе, я вот на это буду смотреть больше. И я буду смотреть и искать компании похожие. Где я их ищу? В принципе, для Молдовы я могу искать их в открытом доступе. У нас есть некоторые, ну, как бы в открытом доступе, когда я говорю, все равно базы данных, они за них обычно какая-то плата вносится, да? Теперь зависит, насколько много я буду платить за это или нет. У нас есть тот депозитару Ситуатиулор Финанчари, который был недавно открыт доступ, который предоставляет, в принципе, мне вытащить копии финансовых отчетов компаний, которые я считаю, что они сравнимые со мной. Одно уточнение. Когда я ищу схожие компании, эти компании должны быть независимые. Означает, что эти компании не должны быть контролируемы или в них не должны держать больше, чем 25% другие компании, и у них не должно быть других филиалов, в которых они держат больше, чем 25% капитала. Да? То есть так мы должны искать, и в принципе, если мы говорим о Молдове, это довольно трудоемкий на данный момент процесс,
процесс, с которым я должна пойти посмотреть, какие будут сравниваемые компании. Я могу их искать по коду активности, да, по тому коду, который вы указываете, 6.2 и дальше. И потом я должна пойти в регистры, посмотреть, кто им владеет, есть ли у нас аффилированные лица там или нет. Это для Молдовы. Если мы говорим не о Молдове, скорее всего, на начальном этапе мы не будем говорить о сравнении с Молдовой, потому что у нас лимитированные данные. И даже если мы говорим об IT-парке, скорее всего, у нас мало компаний, которые независимы, да, чтобы они были еще сравнимы и по объему активности. Скорее всего, мы будем использовать другие базы данных, в которых мы будем искать те же финансовые отчеты из других стран. Есть коммерческие базы данных. У консультантов у нас, например, есть доступ к такой базе данных. Она называется TP Catalyst. Она была разработана для работников и консультантов в зоне трансфер прайсинга, в зоне трансферного ценообразования, в которой мы можем ставить и как бы делать поиск, исходя из кода активности, и ставить фильтры, которые для меня важны, да, чтобы найти и сузить тот первый пул компаний, которые я буду фильтровать и смотреть, они сравнимы или нет. Мы не знаем, чем как бы, доступ какой из этих баз данных будет или не будет у налоговой. Что нам известно, что сейчас обсуждается на уровне налоговой, какой базе данных им получить доступ. Скорее всего, это может быть Orbis, если, в принципе, вы будете говорить с кем-то из группы. Это база данных, которая включает в себя тот TP Catalyst, но она содержит больше информации с точки зрения ролей и функций на уровне физических лиц. И Orbis содержит информацию про компании из всего мира. TP Catalyst обычно содержит информации компании из Европы. Эти базы данных очень дорогие. Я не уверена, что каждому налогоплательщику есть смысл на самом деле получать доступ к этим базам данных. Но тут опять же зависит. Зависит от того, какая у вас транзакция, и насколько вы можете, возможно, использовать и то, что имеет группа Pendrook. Потому что если мы говорим о группах компаний из-за границы, скорее всего, на уровне вашей группы уже делаются такие анализы прибыльности. И, скорее всего, вы можете на основании того, что есть у группы, немножко их адаптировать под наше законодательство и их использовать. Понимаю ваш вопрос, что у нас тоже должен быть доступ к тем же базам данных. В принципе, если мы можем базироваться на информации, публикуемой на уровне Республики Молдова, мы можем ее использовать. Насколько мне известно, определенный уровень информации может бесплатно быть получен, за остальное все равно нужно будет что-то заплатить. Спасибо. Câteva întrebări aici în chat. Eu propun să abordăm o întrebare care este legată de anumit de dosar și dovada documentară, dar restul să ne lăsăm pentru sesiune de Q&A ca să reușiți și voi cu prezentarea. Deci, întrebarea este, spuneți-vă rog, pentru a stabili dacă este afiliere sau nu, putem ca dovada documentară pentru compania analizată să atașăm screenshot de la site-ul oficial al țării de unde este compania care afișează cine sunt proprietarii. Nu toți clienții vor dori să prezinte extrasul din registrul lor de stat special pentru companie. Cred că s-ar putea să fie, că legislația, iarăși, n-am văzut nicăieri o prevedere expresă cum trebuie să documentăm relația de afiliere, mai mult dosarul, dacă ne uităm încă o dată pe ce trebuie să conțină. Cumva nu ne spune că trebuie să documenteze afilierea, da? Cumva trebuie să descriu tranzacțiile cu părți afiliate. Deci ar fi un punct foarte bun și e binevenit să aveți acele print screen-uri salvate la dumneavoastră ca și dovadă când completați informația, ce includeți acolo și pentru dosar ce considerați. Și de ce spun acest lucru? Ca să fie cumva de bună credință ca și contribuabil v-ați documentat, da? Cine sunt părți afiliate. La ce informații s-ar putea să aibă serviciul fiscal de stat? Serviciul fiscal de stat are anumite acorduri internaționale privind schimb de informații. Dacă lor li se va părea că o entitate este afiliată vouă și dumneavoastră nu ați declarat-o, s-ar putea să ceară anumite informații din altă țară.
Dacă ajunge la altă concluzie, opinia mea că ar solicita o suplimentare a dosarului, nu neapărat ar fi vorba de amenzi. Dar pentru dumneavoastră, pentru cumva partea de defensivă, ați avut acces la anumite informații, ați solicitat, dar ar trebui să fie binevenit și să solicitați de la grup și să vedeți că nu v-au trimis nimic și de bună credință v-ați dus și ați documentat de pe informații publice și ați verificat afilierea. Așa aș vedea eu cel mai bine, dar dosarul și informații în sine nu vă cere documentare în spate. Ok, înseamnă că putem merge mai departe cu prezentarea și restul întrebărilor neapărat o să discutăm, dar în sesiunea Q&A. Da, avem două puncte de discutat, una cu alegerea metodelor de prețuri de transfer, care parțial am atins-o, și alta cu ajustările și tot ce înseamnă verificarea de prețuri de transfer. Când vorbim de alegerea metodelor, doar să recapitulăm încă o dată. Legislația națională este bazată pe legislația internațională și prevede 5 metode clasice de prețuri de transfer și cu o steluță, altă metodă recunoscută. Din aceste metode, noi practic avem metoda comparării prețurilor sau în legislația internațională o să o găsiți ca Comparable Uncontrolled Price sau CUP, da? Așa foarte des o denumim. Înseamnă că compar preț cu preț. Compar preț cu preț fie al meu cu afiliați, al meu cu terți, fie al meu cu afiliați cu o altă bază de date, da? În care eu văd prețul. Un exemplu pentru situații în care eu aș putea să am o bază de date externă unde pot să văd prețuri sunt împrumuturi. Da? Cum am discutat și cu Ana, noi atunci la informație, dacă țineți minte, am completat că la împrumut o să folosesc metoda comparării prețurilor. De ce? Pentru că, ca și specificul tranzacțiilor financiare, împrumutul și dobândă nu are driverul profitabilitatea. Da? Eu niciodată nu o să mă uit care este profitabilitatea mea din tranzacție. Eu o să mă uit mai mult la anumiți indicatori de criterii de risc ca să mă asigur că ies bine pe zona financiară. De aceea, toate acele metode care sunt bazate pe profitabilități nu sunt relevante pentru un împrumut, pentru că cumva nu au sensul economic. O să folosesc de fiecare dată metoda comparării prețurilor. Și atunci, la fel, pot să mă duc la mine și să compar, am un împrumut de la afiliat și am un credit de la bancă sau am un împrumut de la terț și mă asigur că elementele sunt comparabile, da? Elementele, când zic de elemente, este valoarea tranzacției, nu zic la un leu sau la un euro, dar cumva să fie relevantă, nu să fie 100 de euro versus 1 milion, da? Cumva trebuie să fie valori similare, trebuie să fie termenul similar, termenul până la un an, peste un an, da? 2 ani, 5 ani și așa mai departe. Ce mai este important? Valuta, da? Pot să compar uneori și împrumuturi în lei și cu împrumuturi în euro, numai că eu trebuie să fac ajustări la acea rată, da? Că rata de dobândă, inclusiv când ne stabilește banca, fluctuează și diferențiază foarte mult în funcție dacă împrumutul este în lei moldovenești sau în valută străină. La ce mai trebuie să mă uit eu când mă uit la împrumut, de exemplu? Mă uit și la alte elemente, cum ar fi garanții, anumite taxe fixe și așa mai departe. Da? Cumva asta ar fi un exemplu când compar prețul meu cu prețul la alte persoane terțe mie, de exemplu, și cu o bază de date. O altă exemplu de baze de date ar putea să fie pentru redevențe. Pentru redevențe, nu pentru Moldova și mai puțin pentru Uniunea Europeană, cred, dar există anumite baze de date care sunt bazate pe rapoartele entităților listate la bursă, care sunt obligați să depună anumite rapoarte, din care se extrag informații cu privire la nivelul, de exemplu, licenții pentru brand, pentru anumite softuri. Da? E ca un exemplu de baze de date la care ați putea să aveți acces cu majoritatea sunt cu plată, nu cu plățile cum sunt pentru Orbis sau tipicatele de care am discutat, sunt prețuri mai modice. Metodele cost plus, metoda prețului de revânzare și metoda marginete tranzacționale, cum am vorbit, sunt bazate pe profitabilități. Toate sunt bazate pe profitabilități. Metoda cost plus și metoda prețului de vânzare, specificul lor, că sunt bazate pe
marja brută. Eu testez întotdeauna marja brută, însemnând venitul din vânzări minus costul vânzărilor la tranzacția mea pe care o testez, segmentată separat pentru partea mea afiliată, nu a mea per companie dacă am mai mulți clienți. Diferența între metoda cost plus și metoda prețul de revânzare este că metoda cost plus de regulă se folosește pentru servicii. Metoda prețului de revânzare s-ar putea să fie folosită în cazul distribuitorilor, da? Practic se bazează pe conceptul cât își lasă fiecare distribuitor pe lanț, da? Cât își lasă din tot profitul a tranzacției, ce parte își lasă. Și metoda marjei nete tranzacționale este cumva similară cu metoda cost plus sau metoda prețului de revânzare, însă testează marja netă. Marja netă însemnând că ce pun eu ca comparație este profitul operațional versus o bază pe care o aleg. Baza aici s-ar putea să fie costurile operaționale, da, cumva similar cu cost plus, costurile operaționale însemnând și costul vânzărilor, și alte costuri administrative, care pot să fie comerciale, administrative sau altele. Da? Le pun pe toate acolo și îi fac segmentarea, da? Ce vorbeam mai înainte, trebuie să le aloc pentru tranzacția mea cu partea mea afiliată. O altă bază la care putem să ne uităm este venitul din vânzări. De obicei, venitul din vânzări sau rentabilitatea vânzărilor o să folosim la activități de distribuție, da? Pentru că driverul meu în distribuție nu neapărat este costul, este volumul vânzărilor. Cu cât mai mult vând, cu atât mai mult eu vreau să văd care este profitul pe leu de vânzări. Da? S-ar putea să fie rentabilitatea vânzărilor. O să vedeți și în anexă și nomenclatorul la ordin și rentabilitatea activelor. Foarte rar am văzut rentabilitatea activelor aplicată în practică. Și nu cred că se pretează foarte bine a industriei IT, pentru că rentabilitatea activelor ar însemna că driverul de profit al dumneavoastră este activul. De obicei se folosește în industrie grea, da? Dacă vorbesc de metalurgie, rafinerie, de alte activități, acolo practic dacă am o fabrică sau uzină, ea îmi aduce profitul, da? Nu neapărat costurile sau venitul din vânzări. Am văzut-o mai rar, dar cumva ca și idee generală despre aceasta este vorba. Metoda împărțirii profitului este o metodă mai specifică, la fel mai rar întâlnită, care practic se folosește atunci când eu nu pot să segreg cine este partea cea mai simplă din tranzacție și părțile toți contribuie cu ceva la dezvoltare sau la producție. Un exemplu ar fi că dezvolt un soft, da? Și fiecare din companii vine cu ceva, cineva cu oameni, cineva cu idee, cineva cu bani, da? Eu am o intercalare foarte mare și nu pot să segreg impactul fiecăruia. Atunci, practic, ce spune teoria? Teoria spune că eu trebuie să aloc profitul pentru părțile cele mai simple care fac activitățile de rutină, nu știu, de testare, poate de suport, pe care le pot chiar să segreg, îi aloc un profit cât ar iar deveni 2%, 5%. Restul profitului din tranzacție trebuie să împart între cei care contribuie și în funcție cum contribuie și acolo fac o matrice în care pun scoring pentru fiecare activitatea lui și cumva ajung la concluzie cum trebuie să împart. E o metodă mai complicată, am văzut-o foarte rar în aplicare, dar dacă este cazul, sigur că puteți să o aplicați în funcție de tranzacție dacă chiar nu merge niciuna de mai sus. Și orice altă metodă recunoscută de liniile directoare, de ce este indicată și această metodă? Cred că și din discuțiile cu dumneavoastră anterior, cumva am ajuns la concluzie, păi nu știu, și parcă nu se aplică niciuna din metode, da? Că e o tranzacție mai specifică, nu pot să o definesc cumva, nu pot să o compar. Atunci ne spune legislația că s-ar recunoaște și altă metodă recunoscută, care ar fi, de exemplu, una din metode ar fi evaluarea. Da? Eu dacă cumpăr un bun imobil sau poate ceva mai complicat, o marcă, un brand, un soft care nu am comparabilitate pentru el și poate prețul lui nu pot să compar, da, fiind unic, nu pot să calculez o marjă că are atât de mult know-how acolo că el aduce valoare și nu neapărat pot să compar profitabilități, atunci ar fi relevant poate să facem o evaluare la un evaluator certificat independent, da, care poate să ne spună cam cât trebuie să coste o astfel de bun, fie corporal, fie necorporal.
La fel, putem să ne bazăm ca și metode la metoda prognozei, da? Practic, eu dacă la fel am ceva și dezvolt ceva foarte specific și nu am comparabilitate și nu știu cum să o testez, atunci s-ar putea, eu oricum, pentru tranzacții mari, când vorbim de ele, presupun că oricum se face un business plan în care vă faceți o estimare și de cash flow și de P&L, în care vedeți cam cât o să vă aducă în timp, chiar dacă nu în primul an, care ar fi efectul, impactul pe cash flow, da? Și putem să ne bazăm pe acele estimări ca să vedem overall și în ansamblu dacă tranzacția are beneficiu pentru dumneavoastră sau nu și dacă cumva toate elementele sunt logice pentru a documenta prețul de piață. Acum, din practica noastră, pentru sectorul IT, cele mai aplicabile metode ar fi cele care am pus în bold. Prima metodă, comparării prețurilor, dacă se pretează și dacă există comparabilitate internă în principal. Metoda cost plus, pentru că prestăm servicii și în Moldova cel puțin avem și putem să determinăm marja brută. Și în funcție cu ce mă compar, dacă mă compar cu companiile din Moldova, este ușor și pot să rămân pe metoda cost plus. Dacă o să mă compar cu Uniunea Europeană, de exemplu, sau cu alte țări, în funcție de specificul fiecare, s-ar putea să nu pot să folosesc metoda cost plus, pentru că nu alte entități s-ar putea să nu aibă specificat în situațiile lor financiare marjă brută. Atunci o să merg pe metoda marjei nete tranzacționale bazate pe cheltuieli, da? Deci o să determin rentabilitatea costurilor. Și am pus câteva exemple cum putem să alegem, să ajungem la concluzie, cum alegem metoda potrivită pentru prețul de transfer. În primul caz am zis să avem o companie care prestează servicii. Da? Avem compania A, compania A deținând compania B 100%, deci este acționar unic, și compania B prestează servicii. Și aceleași servicii prestează către compania A, fiind compania afiliată, și către clienții C, D, E, s-ar putea să fie mai multe. La prima vedere, da, s-ar putea să mă duc și să văd că sunt aceleași servicii, da? Și primul pas pe care pot să fac, pot să văd dacă sunt comparabile și dacă pot să fac comparabilitate internă. De exemplu, prețul la mine este stabilit ca rata orară pe om, da? Îl stabilesc și e aceeași listă de prețuri și de rate orare și pentru compania A și pentru companiile C, D și E. Da? Și în prima fază, ca să mă uit dacă pot să le compar, o să mă uit la anumite caracteristici. În primul rând, dacă serviciile sunt comparabile, da? Dacă vorbesc de suport, dacă vorbesc de dezvoltare, dacă vorbesc de testare, dacă vorbesc de project management, poate, sau alte tipuri de servicii. Dacă răspunsul că e dacă și sunt comparabile, pot să merg mai departe și să văd cantitățile în care am tranzacționat. Da? Dacă sunt comparabile cantități, însemnând ca și volumul serviciilor. Că dacă eu spun că 90% prestesc între compania A și doar 10% ce rămâne ca și disponibilitatea oamenilor, mai găsesc și alți clienți ca să-i umplu timpul, s-ar putea să nu fie comparabil. Pentru că pentru o valoare mai mare, s-ar putea, dacă nu erați afiliați, să dați un discount de volum, să negociați mai bine prețul, pentru că vă asigură practic toată activitatea business-ului. Dar când vorbim de proiectele mici, s-ar putea să nu fiți atât de interesant și s-ar putea să impacteze prețul. Prețul puteți să dați și unul mai mare. Da? Ne uităm și la volumul tranzacțiilor. La ce mai putem să ne uităm? La, poate la oameni care sunt implicați și calificarea lor. Și poate și la piața de desfacere, da? Dacă sunt din Moldova, din străinătate și doar dacă acest aspect are sau nu impact asupra prețului. Dacă poate în Moldova competiția este mult mai acerbă și dați prețuri jos, dar poate în străinătate vă permiteți să dați prețuri mai mari. Ca și exemplu, nu înseamnă că respingem complet, trebuie să vedem dacă are sau nu are impact asupra prețului și dacă putem să-l estimăm valoric. Dacă putem să estimăm valoric impactul, lucrurile devin foarte ușoare, mergem și ajustăm una sau altă tranzacție ca să ne aducem la aceeași poziție. La fel putem să ne uităm la condiții de plată și termenul, da, termenul de ce, că s-ar putea să negociez preț mai mare dacă dau termen de plată peste jumate de an, de exemplu, da, pentru că îmi pierd banii din inflație, sau s-ar putea să pun prețul mult mai mic dacă mi se achită a doua zi, da? S-ar putea să fie impactul, s-ar putea nu. La sursele de informații am vorbit aici, practic eu o să merg și o să mă uit la mine intern, da? Cumva o să fie foarte ușor dacă ajung la concluzia că nu pot să folosesc aceste comparabile interne,
atunci, cumva, nu mă mai uit la tranzacție cu terții, o să testez și să fac segmentare din contul de profit și pierdere a rezultatelor tranzacție cu compania A și o să folosesc fie metoda de cost plus, fie metoda marjă netă. Al doilea exemplu, că am văzut întrebarea înainte de webinar, ce facem cu achiziția serviciilor de management de la grup? Și am zis să vorbim și de acest caz. Practic, istoria e simplă. Avem compania A care deține 50% din compania B, implicit suntem companii afiliate, și compania A prestează în beneficiu companiei B servicii de management. Servicii de management, de regulă, le-am văzut definite. Dacă ne uităm pe contracte, și ar fi bine să avem cât mai detaliate contracte pentru servicii de management, pentru că serviciul de management nu este explicit ce înseamnă, dar ar fi bine să cuprindă totuși o substanță ce înseamnă servicii de management. În cazul nostru este suportul în partea financiară, fiscală, juridică, achiziții, tot fel de funcții de suport care ar putea să aibă compania. Prețul este stabilit conform metodologiei cost plus, deci contractul spune exact că se facturează costuri plus o marjă de profit, rezonabilă, să spunem 5%. La ce trebuie să ne uităm? Acum, dacă avem aici implicit în contract partea de cost plus, s-ar putea să mergem direct la metodologie de cost plus. Dar înainte să ne ducem direct la metodologie, trebuie să ne asigurăm și alte aspecte care vin și din legislația de prețuri de transfer, dar și din legislația pe care o avem deja, pe mai puțin aplicabilă pentru parc, dar cumva bazele erau setate în legislația privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, care nu se răsfrâng asupra activității rezidenților din parc. Însă, în liniile directoare OCDE, anumite clauze sunt cumva trase de acolo, care se referă cumva nu neapărat la deductibilitatea cheltuielilor, dar la faptul dacă urmează sau nu să fie facturate anumite servicii sau refacturate anumite cheltuieli și dacă ele reprezintă beneficiu pentru beneficiar. În acest sens, cumva, ca să înțelegeți, dacă nu aveați problemă din punct de vedere a deductibilității, cu legislația de prețuri de transfer, va trebui să fiți un pic mai atenți la ce înseamnă servicii de management și dacă cumva bifați toate aspectele, care țin de, în primul rând, duplicarea funcțiilor. Da? Când vorbim de duplicarea funcțiilor, trebuie să ne asigurăm că compania B nu are aceleași funcții executate intern. De exemplu, financiar, suport financiar. Poate are un departament financiar de 10 oameni, da? Și mai primește și servicii de la compania A. Trebuie să fim în stare să argumentăm că serviciile prestate de compania A diferă în substanța lor de activitățile desfășurate de către angajații companiei B. Da? Poate e financiar, nu știu, suport financiar strategic, de accesarea fondurilor, altceva, da? Ce nu fac companii. În momentul în care este evident din descrierea contractuală sau ce facem noi la analiză funcțională, mai discutăm cu oameni și vedem în ce constă un astfel de suport, s-ar putea să ajungem la concluzia că aceste funcții deja sunt făcute de companie B, implicit nu are nevoie și nu are de ce să le mai primească de la companie A. Da? Și atunci ajungem imediat la concluzia că aceste servicii nu trebuiau să fie facturate. Și atunci nu mai contează care este metodologie, cost plus, sau metoda marjei nete sau altceva. Da? Cumva eu ajung la concluzia că acestea, servicii și costuri, nu sunt facturabile. Că un terț, că întotdeauna ne uităm ce ar face un terț. Dacă erați un terț, nu ați fi achiziționat serviciile de care nu aveți nevoie, da? Pe care deja suportați costurile intern. Asta e un prim lucru. Bază de cost. Trebuie să vă asigurați că aveți transparența asupra bazei de cost, ce include compania A în baza de cost pentru serviciile acestea. Înținând că trebuie să aveți o claritate cum au fost alocate costurile și că acele costuri, presupun că sunt costuri cu oameni care execută anumite funcții în cadrul companiei A, că acei oameni chiar au prestat servicii și au operat în beneficiul vostru și nu în beneficiul companiei C, să zicem, da? Către care nu s-a facturat nimic ca și servicii de management.
Aici, la fel, de regulă, ce am văzut, sunt niște desfășurătoare în care compania ar trebui să vă arate care au fost FTE-uri, da, sau oameni care au lucrat pentru voi, estimativ, dacă nu, pot să nu știe exact. Dacă are timesheet-uri, foarte bine, poate are timesheet-uri, deci trebuie să vă arate și să documenteze baza de cost. Și cheile de alocare folosite, cheile de alocare care vorbeam, fie din timesheet-ori, fie poate etichete, dacă e vorba de careva suport IT, poate este vorba de cifre de afaceri și alte posibile chei de alocare. Și beneficiu cumva este legat și cu duplicarea funcțiilor eventual, trebuie să se demonstreze că compania B a avut beneficiu, da? Cumva tranzacțiile au fost nu pur și simplu impuse, că are compania A niște costuri și vrea să scape de aceste costuri. Trebuie să existe beneficiu la nivelul companiei B. Acest beneficiu, de regulă, nu ar trebui să fie doar descriptiv. Trebuie să se transforme în anumiți indicatori de performanță, da? Fie, nu știu, dacă vorbim de HR, poate rotația s-a micșorat a personalului, da? Chiar s-a îmbunătățit ceva de la implementarea politicilor. Juridic, poate v-au acordat suport la litigii, mai multe au fost câștigate. Dacă vorbim de fiscal, a ajutat poate și pe zona de prețuri de transfer să vă setați anumite politici, da? Care chiar v-au adus un beneficiu. Trebuie să fie foarte palpabil și să puteți să-l estimați și să-l arătați. Cam acestea cred că au fost pe partea de servicii de management. Și încă un studiu de caz foarte simplu, am zis să vorbim un pic de împrumuturi, da? Că tot vorbeam despre ele și ce includem, nu includem, care sunt specificurile acestui instrument financiar. Dacă vorbim de împrumuturi, întotdeauna o să ne uităm la alte alternative posibile, ok, pentru orice tranzacție, dar mai ales pentru împrumuturi. Deci, practic, o parte care poate să vă justifice valoarea dobânzii, valoarea creditului sau împrumutului tras de la compania afiliată, ar fi să prezentați alte alternative posibile. Da? Și asta o să vă ducă implicit la sursele de bază de informație pe care trebuie să le folosiți. Dacă alternativa voastră posibilă era să vă duceți la băncile comerciale din Moldova și să luați un credit, acestea sunt comparabilele voastre, da? Care puteți să folosiți, de exemplu, sau din statisticile BNM, mai puțin probabil și vedem cum o să fie abordarea inspectoratului fiscal față de acest lucru, s-ar putea să fie și ofertele, da, care sunt plasate și condiții generale plasate de către băncile comerciale, însă aici e un mare disclaimer, ofertele nu sunt tranzacții, da? Ce vedem în statistici se reflectă pe tranzacții care au fost desfășurate, ofertele sunt doar oferte, da, care s-ar putea să fie negociate. Și un punct foarte important la care de preferat să atrageți atenție, pentru că în ultimul timp se pune foarte mult accent pe zona aceasta, faptul că ați luat împrumut. Poate l-ați luat și la preț de piață și dobânda este foarte ok cu preț de piață și respectă principiul lungimii brațului. Trebuie să analizați capacitatea companiei de a rambursa împrumutul. De ce? Pentru că teoria și ultima versiune a liniilor directoare OCDE specifică foarte clar că dacă ajung la concluzie că compania care a luat împrumut nu avea cum să-l ramburseze și nimeni nu-i dădea, nicio bancă nu i-ar fi dat împrumutul, că nu avea capacitate, așa numit debt capacity, atunci nu trebuia să fie un împrumut, trebuia să fie o injecție în capital. Consecința la acest fapt ar fi că orice dobândă se recalifică. Dacă nu era dobândă, nu trebuia să fie o dobândă și un cost suplimentar. Da? Deci impactul ar putea să fie destul de mare acestui lucru. Cam acestea erau despre metode pe care ne-am gândit că ar fi relevante. Nadejda, dacă mă ajuți, dacă sunt întrebări pe zona de metode și după mai am, cred că, două idei doar pentru ajustarea prețurilor de transfer. Din ceea ce văd, nu avem metode, întrebări, doar cele care au rămas neacoperite. Ok, trecem atunci pe ajustări de prețuri de transfer, că suntem la limită de timp. Doar să recapitulăm, cum pot să fie verificate de către serviciul fiscal de stat prețurile de transfer? Sunt două modalități, fie prin verificarea preliminară, care nu înseamnă inițierea controlului fiscal, fie deja control fiscal. Să amintim încă o dată că în cazul companiilor care au total pe an până la 1 milion de lei tranzacții cu afiliați, acestea nu vor fi supuși verificărilor din punct de vedere prețurilor de transfer.
ordinul, la fel în ordinul Ministerului Finanțelor, o să regăsim detaliile cum se desfășoară o verificare preliminară și în ce momente poate să vină contribuabilul, fie să conteste, fie să-și expună părerea asupra concluziilor Serviciului Fiscal de Stat. Acesta ar fi la proiectul raportului privind verificarea preliminară. Aici sunt 30 de zile pentru obiecții, documente suplimentare și alte discuții cu Serviciul Fiscal de Stat. Și următorul lucru ar fi cumva dacă vrem sau nu vrem să facem ajustarea benevolă. Acest lucru am acoperit și în cadrul sesiunii anterioare. Acum aș vrea să vedem un pic ce ar însemna ajustarea, da? Pentru că vorbim tot de ajustare, știm că e de speriat, știm că înseamnă anumite obligații în plus, dar cumva să ne uităm și cum o calculăm eventual. Și am pus două exemple. Unu, când folosim metoda comparării prețurilor, da, vorbeam că compar preț cu preț. Și aici, dacă să punem un pic detaliile problemei, putem să spunem așa. Compania B vinde către compania A serviciile IT cu prețul de 50 de euro pe oră. Să spunem că sunt comparabile, am ajuns la concluzia că toate elementele sunt comparabile ca volum, ca specificul produselor. Folosim metoda comparării prețurilor. Dar când mă uit la clienții CD și E și așa mai departe, prețul variază, da? Am un range între 100 și 150 de euro pe oră. Când vorbesc de companie B, pentru mine sunt venituri și când vorbesc de rezidenții parcurilor, acel venit din vânzări este acea bază pentru impozit unic, da? Deci cumva este strict legată de obligațiile mele fiscale. Ajustarea. De ce spunem că ar exista o ajustare? Pentru că eu facturez către compania A prețul mai mic decât eu facturez către terți. Implicit, eu îmi diminuez veniturile din relația cu compania A. Cum calculez o ajustare? Dacă ajung la concluzia că nu este la preț de piață, trebuie să fac o ajustare. Ajustarea ar fi că trebuie să determin diferența de preț și înmulțesc cu cantitatea. Cantitatea presupun că la mine o să fie orele. Da? Cum calculez diferența de preț? Dacă fac o ajustare benevolă, da, fac eu singur, fie înainte să-mi vină verificarea preliminară, fie după verificarea preliminară, că mi se sugerează ceva, dacă mi se sugerează, presupun că ar exista și un calcul să sugereze care ar trebui să fie ajustare. Dar dacă fac eu singur, da, acum vorbim de ajustarea noastră. În teorie, dacă noi specificăm că la noi intervalul de piață sunt cuartile, între cuartile inferioară și superioară, să spunem că acesta este intervalul, între 100 și 150. Dacă fac singur, eu pot să ajustez cel puțin până în limita de jos. Da? Deci, practic, eu pot să ajustez în astfel în care prețul care trebuia să facturez către compania A trebuia să fie 100. Atunci, calculul meu ar fi 100 minus 50, cât am facturat efectiv, e diferența de 50, și o înmulțesc la cantitate, la numărul de ore prestate către compania A. Însă, dacă, mă rog, pot la 100, pot la 110, cât consider eu că ar fi relevant. Dacă vine inspecția de obicei și controlul fiscal, da, care deja nu este verificarea preliminară și eu nu fac nicio ajustare voluntară, atunci, ca și penalizare, ar putea să mă ajusteze la mediana. N-am reflectat aici mediana, dar, de exemplu, mediana trebuia să fie la valoare de 120. Atunci, ajustarea mea impusă de inspecție fiscală ar fi de 120 minus 50, da, care este 70, 70 înmulțit cu cantitatea, da? Impactul ar fi mult mai mare dacă nu mă conformez benevol. Da? Și aici este acel aspect important că trebuie să ne uităm în avans cel mai bine și să ne ajustăm singuri dacă este cazul. Decât să vină Serviciul Fiscal de Stat să ne verifice și atunci ar putea să fie o ajustare mult mai mare. Rămâne o întrebare deschisă, cum fac ajustarea în raportările rezidenților parcului. Știm că acest punct este cumva în lucru la reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat și sper că la începutul anului, când deja vom trebui să facem primele raportări, să fie clar cum se face, în ce lună, cum se reflectă o astfel de ajustare voluntară în declarațiile fiscale a rezidenților parcului IT. Și a doua întrebare, al doilea exemplu de ajustare este la metodele cele bazate pe profitabilități, care s-ar putea să pară un pic mai complicat, pentru că la preț, știm, diferența de preț se calculează destul de ușor și se înmulțește cu cantitatea. Când vorbim de profitabilități, devine un pic mai complicat.
De exemplu, o să folosim metoda Cost Plus, că tot vorbeam de ea, că ar fi cea mai relevantă pentru servicii. Ne-am dus în piață, în Moldova, în străinătate, am găsit comparabile. 10 comparabile care am zis că aceste companii sunt, practic, fac același lucru care fac eu, sunt independente. Și i-am găsit, i-am calculat profitabilitatea brută. Din profitabilitățile acestea brute a fiecărei companii, am construit intervalul comparabil. Da? Practic, cum am făcut partea aceasta, cum am mai discutat, le-am aranjat de la cel mai mic până la cel mai mare și am început să trag liniile. Da? Unde pică 50% de eșantion este mediană. Unde pică 25% din eșantion este cuartilă inferioară. Acolo unde pică 75% de eșantion este cuartilă superioară. Formulele se fac în Excel, nu neapărat trebuie să le calculăm și să tragem aceste linii manual. Deci, practic, ce ne spune legislația? Că intervalul între cuartilă inferioară și superioară este interval de comparabilitate de piață. De exemplu, la mine a fost 0,4. Da? Cumva am fost la fel, prestez servicii și la mine profitabilitatea brută a fost de 0,4%. A fost mai joasă decât cuartilă inferioară, însemnând că trebuie să fac o ajustare de prețuri de transfer. Cum fac această ajustare? Dacă vorbesc de cost plus, la mine baza la care am aplicat a fost costul vânzărilor. Da? Eu iau acel cost vânzărilor și văd cât trebuia să fie profitabilitatea mea. Deci adaug la 100 de procente punct din interval. De ce spun punct din interval? Iarăși, eu pot să văd unde vreau să mă încadrez. Pot să pun la 1%, pot să pun la 0,6 fix, pot să mă duc la 3,5, voluntar, pot să aleg orice punct din interval. Și din ce mi-a rezultat cât trebuia să fie venituri din vânzări, scad venitul din vânzări efectiv. Și aceasta ar fi ajustarea mea. Da? Ceea ce eu trebuie să adaug la vânzări. Aceeași remarcă, dacă fac singur ajustare, mă duc și mă ajustez la orice punct din interval, în momentul în care vine fiscul, o să mă ajusteze întotdeauna la mediană. Da? Și vedeți, impactul între 0,6 și 3,5, în funcție care este costul vânzărilor, s-ar putea să fie destul de mare. Da? Și aici, iarăși, aici revenim la ideea că mai bine să ne documentăm noi singuri și să facem ajustări singuri, decât să așteptăm să ne vină inspecția și să le facă. Acestea erau din partea noastră, ca și exemple practice. Sperăm că am reușit să acoperim majoritatea întrebărilor pe care ați avut. Acum, Nadejda, îmi spui dacă mai sunt și alte întrebări. Propun să continuăm cu întrebările care am primit anterior și deja vedem dacă mai apar întrebări pe parcurs. Deci, întrebarea este, dacă avem vânzări de până la 20 milioane, avem obligația de a stabili cost plus și să pregătim dosarul? Mai mult, nu? Mai mult de 20. De până la, da, 20 milioane. Până la. Până. Dacă aveți până la 20 de milioane, nu aveți obligație nici să depuneți informații, nici să pregătiți dosarul, doar dacă veți fi cumva selectați ca subiectul verificării preliminare, care ar putea să fie cazul dacă consideră inspectoratul fiscal că trebuia să vă conformați, ar putea să vă ceară informația sau alte documente, da, să prezentați. Dar până atunci, până nu sunteți contactați de către Serviciul Fiscal de Stat, nu aveți obligația dacă totalul tranzacțiilor este până la 20 de milioane. În caz în care compania mamă își asumă toate riscurile, regăsirea clienților, planificarea capitalului uman, etc., iar compania fiică prestează servicii de outsourcing, putem specifica contractual că prețul de invoicing este acoperirea cheltuielilor companiei plus o marjă de profitabilitate din bază salarială. Puteți să faceți acest lucru și atenție aici să fie, presupun că dacă vreți să indicați procentul, vreți să indicați chiar valoarea procentului, fiind 5, 10, 8, care considerați că ar fi relevant. Trebuie să fiți atenți că în momentul în care testați acea marjă și poate că piața evoluează, da? Se mai schimbă datele problemei. Dacă cumva ajungeți într-un an la concluzie că nu mai este la preț de piață și trebuie să fie modificată, trebuie să vă lăsați un pic clauză contractuală, posibilitatea de a ajusta dacă nu este la preț de piață. Asta ar fi recomandarea. Dar puteți, da, să stabiliți că este cost plus o marjă dintr-o bază.
Dacă împrumutul a fost luat în 2022, care va fi impactul întoarcerii lui în 2024-2025? Întrebarea: împrumutul este purtător de dobândă sau nu? Dacă puteți să spuneți. Să spunem că dacă nu este, probabil nu este nicio problemă cu întoarcerea lui. Fără Fără dobândă. Dacă... dobândă? Aici urmează să clarificăm, cum vorbea și Ana, să vedem dacă urmează să îl reflectăm în informație, da? Pentru că în acest moment avem un pic neconcordanță între ce spune codul fiscal, ce înseamnă tranzacția și cum este definit și interpretat de fapt pentru informație. Dacă se menține opinia Serviciului Fiscal de Stat că vorbim doar de dobândă, atunci, nefiind purtător de dobândă, nu ar avea impact. Însă dacă va rămâne la fel că trebuie să însumăm valoarea tranzacțiilor și corpul de împrumut, da, care trebuie, ar putea să fie diferite mișcări, s-ar putea să aibă impact. Era o întrebare de la Alexandra Scodigor, dacă puteți să... Alexandra a vrut să pună întrebare cu voce. Da, sigur. Alexandra? Bună. Alexandra Arops. Bună ziua. La al treilea seminar și ascult toată teoria asta frumoasă. Dar, de fapt, în practică, tot se derulează nu așa cum e scris în codul fiscal. Încă o dată zic că eu aș putea să-mi ajustez prețurile pe parcursul anului, că eu le văd că nu mă încadrez. Dar clientul, care-i răspunsul? Noi am negociat, noi am semnat, fii bun și livrează-mi serviciul la prețul dat. Dacă nu, eu pur și simplu o să plec. Adică eu o să găsesc în altă parte. Că piețe sunt mai... Moldova nu e cea mai ieftină piață la moment. Scuze pentru voce. Nu, e foarte bine. E bine să discutăm și cum se întâmplă în practică. Și V-am zis că... zic că, de fapt, în practică se întâmplă cu totul altfel. Și tot frumosul ăsta scris pe ordine și pe codul fiscal, viața e cu totul diferită. Pentru că eu, Ideea... în situația, noi suntem o companie care avem, da, 80 milioane plus. Adică eu fiu obligată să livrez raportul la 25 martie, adică fără solicitarea inspectoratului. Și acum mă gândesc cum să fac, pierzând o piață foarte mare anul trecut și neîncadrându-mă nici într-un preț, prima oară Arops-ul are în Moldova 13 ani. Noi prima oară anul trecut am fost pe pierderi. Pentru că nu ne-am așteptat. Așa s-a întâmplat. Criză financiară, da, parcă am calculat, n-am stat și mei proști oameni la discuții și am negociat prețurile, dar uite că așa s-a întâmplat. Corect, Alexandru, și cum ziceam, e un prim Și indiciu nici nu e pierderea. problema grupului, pentru că nici grupul, compania mamă, nu s-a așteptat. Corect, cum ziceam, mă rog, vă înțeleg perfect și o să vedem care o să fie abordarea și serviciul fiscal de stat. Cum spuneți și dumneavoastră, nu știm ce se va întâmpla până ce încep primele inspecții. Nu? Cam asta e ideea, că o să vedem care ar fi direcția. Da, dar nu vreau să le aștept în practică, vreau să fiu pregătită din timp cu niște răspunsuri. Și răspunsurile astea, de la cine le aștept? De la tot acei care au scris legea. Eu tot timpul stau și mă gândesc, oamenii care scriu legile astea, implementează în practică sau doar fac copy-paste din niște teorii frumoase? Doamna Alexandra, eu cred că și din câte cunosc și compania și grupul dumneavoastră, cumva sunteți fondatori din România, dacă nu greșesc. Da. În România e aceeași legislație, da? Cumva nu a fost legiuitorul nostru, cumva inovativ, care a preluat ceva ce nu există. Și scopul a fost cumva ca să ne aliniem, că avem o Nu, dar piață și nu. reglementare în piață relevantă ca și preț de piață. Vă spun cumva, înțeleg, pot să înțeleg frustrarea, da? Pot să înțeleg, însă cumva nu am ce să facem, nu avem ce să facem noi Deci, dacă vroiam să ne ajutăm. eu o să fiu înțeleasă și protejată de stat când o să ajungă într-un impact care nici nu putem să ne-l imaginez.
Adică, Înseamnă, da, am în vrut să 2024, replic sau nu am. înseamnă, în 2024 aveți preconizare la fel ca să o aveți pierderea. Că 2023, o să presupunem că a fost un an excepțional cu inflația care a zburat, am simțit-o și noi, și la salarii, și la altceva. Putem să o, probabil putem și să o cuantificăm cum s-a Nu, o impactat. să vedem că se prevede acum un contract cu Tesla. Apropo, o să fim prima pe linie care colaborează cu Tesla și dacă se împuște, atunci cât de cât o să ieșim la o cifră de afaceri, dar eu deja calculez că n-o să fie marja mai mare de 3%, chiar dacă noi o să mergem bine. Și înțeleg că Poate, eu nu mi încadrez. da, de unde înțelegeți? Că n-am, eu am dat doar niște exemple ca să găsim ceva comparabil și eu presupun că puteți să cereți de Exact. la... La un seminar și adică ei spuneau că după toate a lor previziuni nu se acceptă marjă mai mică de 4%. Nu e adevărat? Oricum, cum nimeni nu poate să vă zică și că pentru toți e o marjă, da? Chiar dacă zicem de IT. Dacă puneți o marjă, trebuie să fie comparabilă cu preț de piață, să faceți acel studiu. Și recomandarea mea este ca să vă inspirați de ce au și colegii de la grup din România și presupun că s-ar putea să vă ajute. Și dacă ei chiar participă împreună cu voi la negociere, probabil și ei se ghidează de aceleași marje. Deci primul pas ar fi poate de vorbit și cu colegii din România să vedeți ce au ei ca studiu în documentație. Și dacă e evident de acolo că marjele nu sunt ok, putem să vedem care ar fi soluții și specificul Republicii Moldova, cum spuneți și dumneavoastră foarte corect. Nu Nu, nu, vrem, nu, v-aș, nu, nu v-aș recomanda să vă speriați din start și să fiți foarte speriată acum pe ceva ce va urma. Eu zic că puteți să vă pregătiți și să fiți sigură, dar asta ar fi primul pas, să vedeți ce au și colegii, pentru că ar fi aplicabil și pentru dumneavoastră din grup. După care, dacă doriți, putem să ne uităm și împreună să vedem care e specificul Republicii Moldova, care e altă țară în alt context, da? Ca să ne asigurăm, cum spuneți și dumneavoastră foarte corect, ce pierdeam dacă nu mă luau și nu pierdeam contractul versus ce s-a întâmplat. Da? De asta și ziceam că este contextul tranzacției avem întotdeauna analizat. elementar acele 7% chiar din pierderea mea, ele vin stabil în buget, dar dacă eu încep să mă stabilizez pe un preț european, eu să zic că înseamnă că nu ești mulțumit cu asta, n-ai să ai nimic, teoretic. Da, corect. De asta și vă ziceam. Vedem cum am menționat. Existau și alternative posibile, da? Tocmai ce spuneți dumneavoastră. Alternativa mea era să majorez prețul, să renunțe la contract și să pierd, versus ce s-a întâmplat. Și sunt circumstanțele specifice tranzacției și pentru asta și nu există răspunsul da sau nu și ce v-au spus în teorie 4%. Depinde ce face. Compania IT nu e comparabilă cu altă companie IT, da? De asta nu putem să tragem linie și să spunem că toți trebuie să aibă peste 5%, da? Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Nu ar trebui să se întâmple așa. Și nu cred că o să se întâmple, doar să vedem ce argumente poate să prezinte compania dumneavoastră pentru a argumenta decizia internă de business. Dacă vreți, cu mare drag, putem să luăm discuție și separat și poate discutăm în mai multe detalii. Mă rupt, așa că cer scuze față de tot auditoriu. Da. Chiar vă propun să aveți o discuție pentru că, într-adevăr, este un subiect așa mai sensibil. Eu propun să răspundem la ultima întrebare care am primit în chat, pentru că cumva timpul deja nu ne permite să continuăm. Spuneți, vă rog, părere despre situație. Compania are doi clienți, o parte afiliată și două parte neafiliată. Pentru ambele se prestează servicii de realizare software în baza orelor petrecute de dezvoltatori și pentru ambele companii tarifele per oră sunt aceleași. Faptul că tarifele sunt aceleași este suficient pentru a demonstra că se respectă prețurile de transfer? S-ar putea să fie suficient. Recomandarea este să ne asigurăm că de obicei echipa voastră de sales stabilește modalitatea. Da? Deci dacă ei au zis că noi am considerat că acestea sunt oameni, atât costă o oră, pentru toți se aplică o rată orară și atunci, indiferent câte ore ia unul sau altul, prețul e la fel. Da? Să nu existe și posibilități în care
aveți o politică de discounturi, cuiva dați, cuiva nu dați, da? Cumva, dar aș vedea că ar putea să aplicați, dar să fie și demonstrate, da? Cumva doar să-i pun o listă de prețuri, în spate trebuie să arăt că pe facturi către terți și afiliați au fost aceleași prețuri, da? Cumva trebuie să fie documentare, da? Aș vedea că e un argument foarte bun și puteți să-l folosiți. Perfect. Eu vă mulțumesc, Anastasia Ana, pentru o prezentare foarte interesantă și utilă. Mulțumesc participanților pentru întrebări la fel interesante, pentru discuții care am avut. Noi o să revenim neapărat cu toate materialele, adică prezentarea de la PwC și cu înregistrarea acestui webinar, un pic mai târziu pe e-mail-urile dumneavoastră. Și pe data de 18 aprilie, da, noi avem următorul webinar pe controle fiscale, partea practică și teoretică. La fel vă invităm. Mulțumesc și doresc o zi frumoasă tuturor! Mulțumim foarte mult! Mulțumim!